O să vă povestesc despre sisteme deductive, puțin tam, dar ca să înțelegeți în ce cauză este nevoie de sistemele deductive astea, trebuie să vă spun întâi o altă povestioară. Noi, ca oameni, înțelegem totul din cauza că așa am fost învățați să vorbim și prin ce am învățat să vorbim înțelegem semantică din prima. Nu este nevoie să ne gândim la sintaxă, la cuvintele efectiv pe care le spunem. Înțelegem ce vrem să exprimăm doar chiar și printr-un gest, poate, sau pentru ne uităm urât la unul la celălalt și deja înțelegem că ceva nu a făcut bine celălalt. Calculatorul, vă dați seama că pentru el nu există conceptul de semantică și pentru el tot ce se judecă la nivel sintactic. Așa că dacă nu stăm și ne gândim puțin la cele două aspecte astea, sintaxă și semantică, acum, semantica este ceea ce înțelegem noi prin ceea ce vorbim. Și dacă să facem, să analizăm așa niște fraze, ceva de genul că dacă învăț la logică, atunci trec examenul. Hai să facem chestiunea asta, să scriem frazele respective. Dacă învăț la logică, atunci voi trece examenul. Asta este o frază la care puteți să ne gândim și dacă stăm acum și mai ținem cont că mai există o a doua frază și învăț la logică. Atunci rezultatul care este firesc și care ne dăm noi seama că ce o să se întâmple este că voi trece la logică. Este că nici nu trebuie să ne gândim asupra chestiunilor astea, adică pur și simplu din cele două ne dăm seama că nu avem probleme cu logica, că vom trece la logică. Ei, cum ar fi chestiunea asta dacă ar fi să ne gândim să o analizăm puțin la nivel de logică, cum se întâmplă toată treaba asta? Păi, să zicem că am considerat că prima propoziție pe care o avem noi aici este învăț la logică și ar fi undeva propoziția P. Trec examenul, să o notez cu Q. E clar că chestia asta este iarăși P-ul. Ce vreau să demonstrez este că la nivel semantic, acum, din prima frază de acum, ce înseamnă? Că dacă ceva, atunci se întâmplă altceva, este o implicație logică. Adică dacă se întâmplă P, atunci se întâmplă și Q. Avem această formulă, ca să zic așa, extrasă din prima frază. Dacă învăț la logică, atunci voi trece examenul. A doua frază care o am este P. Învăț la logică. Și concluzia pe care vreau eu să o obțin la nivel semantic este faptul că trec la logică, adică Q ăsta despre care l-am notat cu Q, propoziția care l-am notat cu Q. Simbolul ăsta pe care l-am adăugat eu aici, cel care apare în partea asta între ipoteze și concluzii, se numește și consecință semantică. Consecința asta semantică, deci este la nivel de adevărat și fals, pot să-mi dau seama. Și ce înseamnă? Care este definiția pentru consecința semantică? Este că dacă cele două formule care sunt în antecedent sau în ipoteză sunt adevărate, atunci cu siguranță va fi adevărată și cea de-a doua, cea care este în concluzie. Dacă într-adevăr consecința semantică este adevărată. Adică, dacă P implică Q este adevărată, și dacă Q este și ea, este adevărat, P este și ea adevărată, scuze, atunci din asta rezultă că și Q este adevărată. Chestiunea asta, să zic așa, la nivel semantic, am mai multe metode ca să o stabilesc, să o verific. Și consistența semantică dintr-o mulțime de formule, deci mulțimea asta G, care este formată din P implică Q și din P. Deci spunem că Q este consecința semantică din mulțimea asta de formule. Dacă atunci când toate formulele din mulțimii sunt adevărate, atunci și formula Q, cea a doua formulă, cea care este în partea dreaptă, este și adevărată. Ca să verific treaba asta, că se întâmplă la nivel semantic că e adevărat, aș putea să fac un tabel de adevăr care să conțină de P, Q, aceste propoziții. Și vedem acum care sunt combinațiile. Poate să fie P o să fie fals, o să consider că falsul se notează cu 0, adevăratul cu 1.
Poate să fie ambele false, poate să fie falsă prima și adevărata a doua, prima adevărată și a doua falsă, sau ambele adevărate. Mă interesează pe mine când AMP implică Q, deci P-ul vedem că este adevărat în cazul ăsta și în cazul ăsta de aici. Hai vedem când este P implică Q adevărat. Este cu adevărat și Q adevărat? Adică dacă am P implică Q. Și P implică Q cum este definit? Ca fiind adevărat peste tot, mai puțin în cazul în care P-ul este mai puțin în cazul în care P-ul ăsta este fals, este adevărat și Q este fals. Atunci este fals P implică Q. Deci aici ar fi adevărat, adevărat, fals și adevărat. Hai vedem care sunt cazurile în care P implică Q adevărat. Este cazul ăsta, cazul ăsta și cazul ăsta. E, în cazurile în care, sau în cazul în care, sau în cazurile în care cele două, și P-ul și P implică Q, sunt amândouă simultan adevărate, ar trebui ca și Q să fie adevărat și atunci, într-adevăr, Q este condiție semantică din mulțimea de formulei P implică Q și P. Și vedem că singurul caz în care ambele sunt adevărate și P-ul și P implică Q pe aceeași linie, ca să zic așa, este ultimul caz de aici, în care și P-ul este adevărat și P implică Q este adevărat. Deci, ăsta este cazul la care mă refer. Și, într-adevăr, îmi dau seama că Q este consecința semantică din P și P implică Q. Bine, acum puteți vă dați seama că nu e neapărat ca să fie numai acolo Q adevărat. Se vede că Q mai este adevărat și mai sus puțin, dar nu mă interesează. Consecința semantică spune că atunci când cele două din prima mulțime sunt adevărate, atunci și concluzia trebuie să fie adevărată. Ei bine, deci noi, asta este un fel de analiză la nivel semantic a frazei, dacă într-adevăr semantic vorbim și ținând cont de logica aristoteliană, să zic așa, dacă într-adevăr se întâmplă ca o formulă să fie consistență semantică dintr-o mulțime de formule. Calculatorul, el nu știe ce înseamnă formulă, ce înseamnă adevăr pentru formulă, pentru o anumită formulă. El pur și simplu știe niște simboluri. Pentru el, ar trebui să aibă ceva de genul ăsta. Dacă are simbolul, să zic, efectiv textual, deci textul, șirul de caractere. Un P, o săgețică și un Q, și dacă mai are și, să zicem, un P, și este o mulțime de simboluri care se spune că se află în memoria calculatorului, aceste simboluri, deci am două șiruri. Primul șir este acesta, al doilea șir este acesta. Atunci el ar putea, pe baza unor reguli de deducții, să găsească la nivel sintactic și faptul că Q o mulțime de asta, este o formulă care ar putea să fie și ea în memoria calculatorului, în memoria lui, la un moment dat. Deci Q ăsta putea să-l extragă plecând de la cele două din antecedent, folosind un anumit set de reguli. Și setul ăsta de reguli este de fapt sistemul nostru deductiv. Deci sistemul deductiv. Acum, nu există un singur sistem deductiv, există mai multe. Este S1, S3, S0. Cel care este cel mai ușor de înțeles pentru noi este S0 ăsta. S0 sau deducția naturală, cum se mai spune, are un set de vreo, cred că 14 reguli sau ceva de genul ăsta, 12 sau 14 reguli. Și au fost cel mai bine descris în cartea asta, de cel puțin eu am întâlnit cel mai bine descris, într-o carte care se numește Logic in Computer Science. Se găsește undeva pe internet, cred că dacă căutați pe Google imediat o găsiți pe asta, Logic in Computer Science. Și este scrisă de Michael Hood și Mark Ryan. Și aici vi se descrie destul de bine. În primul rând, nu trebuie să citiți toată cartea ca să înțelegeți sistemele deductive, dar dacă citiți primele 27 de pagini, nu prea aveți cum să nu înțelegeți sistemele deductive, adică cel puțin ăsta, sistemul deductiv S0, care vă spuneam că este mai simplu. Și, de fapt, nici măcar aici primele pagini sunt introductive și abia despre sistem deductiv abia începe undeva de la, cred că pe aici undeva sunt deja regulile deducției naturale, dacă observați, și undeva pe la pagina 27 deja s-a terminat cu explicatul cum funcționează sistemul deductiv și este aici este la pagina 22. Deci este dat mulțimea tuturor regulilor astea de deducții. Și vedem că avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deci sunt 12 reguli de deducții în sistemul deductiv S de 0.
Și în plus mai pot adăuga încă patru reguli, cele care sunt aici în partea de jos, care pot fi obținute din celelalte 12, dar de obicei sunt trecute și ele ca să, pentru că mi ușurează munca de mult, adică mă ajută foarte mult să deduc diverse chestiuni din sistemul deductiv. Și hai să mă uit puțin chiar pe cazul ăsta. O să mă uit puțin și o să la regula asta, dacă o vedeți, o să fac puțin mai mare aici. Mă refer la regula asta cu fi implică psi, implică e și psi. Și hai să pun așa puțin mai sus aici să vadă și regula și la același timp să pot să scrie. Ok, deci la regula asta mă refer aici. Cum eu în formula mea aveam așa, P implică Q, îl am și pe P și trebuie să-l obțin pe Q. Păi dacă l-am pe, consider așa că, deci formula mea spune așa, sistemul deductiv, că dacă am fi și fi implică pe psi, atunci pot să-l deduc pe psi, folosind regula asta care se numește implică E. Sunt mai multe reguli, dar asta este regula care mă interesează pe mine efectiv pentru cazul ăsta. Și acum o să consider așa. În sistem, în memoria calculatorului am pe fi. Fiul meu pe cine îl consider? Consider că fiul meu este egal cu P. Psiul meu este egal cu Q. E, dacă mă uit puțin acum la regula de sus asta cu implică E, de fapt am așa. Îl am pe P, care l-am în memoria calculatorului, îl am pe P implică Q. Și atunci, din cauza că am cele două, care le vedeți că le-am în partea asta de ipoteză, cele care sunt aici, le-am scris aici, în altă ordine, atunci, conform regulii, pot să îl obțin cu ajutorul regulii implică E și pe acest Q. Vedeți, calculatorul a putut să extragă și el faptul că din cele două formule, P și P implică Q, ca și șirul de caractere, deci el vede că am un șir de caractere, apoi un șir de caractere implicație și alt șir de caractere și obțin acel alt șir de caractere, cel de-al doilea. Deci, Q-ul ăsta poate fi și el obținut în memoria calculatorului, ca să zic așa. Este o metodă de a acumula cunoștințe, de a găsi noi propoziții care sau noi șiruri de caractere pe care el să le considere ca fiind, să zic, valide sau corecte la ele în memoria calculatorului. Deci, nu înțelege conceptul de adevăr. Dar poate să spună că, uite, am un șir de caractere, am un al doilea șir de caractere, pe baza lor și pe baza unei reguli pot să obțin un al treilea șir de caractere, pe baza celui de al treilea șir de caractere și încă al doilea, de exemplu, mai obțin un alt șir de caractere, al patrulea și așa mai departe. E, și dacă am o astfel de înșiruire dintre asta, se numește demonstrație. Dacă inițial plec cu niște astfel de elemente dintr-o mulțime inițială de formule, cum au fost la noi P implică Q și respectiv P, și dacă ajung în concluzie cu partea din ce am în partea dreaptă a conceptului de consistență sintactică. În cazul ăsta zic că am făcut o demonstrație care este corectă. Mă rog, corectitudinea și completitudinea, acum sunt două chestiuni pe care ar trebui să discutăm, să vedem ce înseamnă una și ce înseamnă cealaltă. Deci e clar că eu am un set de reguli, da? Setul meu ăsta de reguli. Am suficient de multe reguli ca să pot să exprim orice aș putea să găsesc aici, la nivel semantic, că este adevărat. Adică dacă eu plec cu P implică Q și P, la nivel semantic, că sunt adevărate cele două din partea asta, atunci pot să trag concluzia, la nivel semantic, că acest Q este adevărat. Vedeți voi că dacă nu aș fi avut regula asta cu implică E în sistemul meu deductiv, n-aș fi putut să deduc Q-ul respectiv, plecând de la P și de la P implică Q. Deci asta este o regulă care mi-este mie necesară ca să pot să deduc pe baza celor două șiruri de caractere P și implică Q, să-l găsesc și pe acest Q. Deci, setul meu de reguli este suficient de amplu, a conține destul de multe reguli ca să pot să deduc orice chestiune. Dacă conține atât de multe reguli încât pot să deduc orice chestiune care este deductibilă și la nivel semantic, atunci pot să spun că setul meu de reguli este complet. Deci asta este completitudinea, dacă setul meu este reguli. De regulă este complet, adică conține foarte, foarte multe reguli ca să pot să deduc orice chestiune aș putea deduce și la nivel semantic. Și o a doua chestiune care mă interesează foarte mult
este să văd dacă este corect sistemul meu de reguli. Ce înseamnă că este corect? Eu, la nivel semantic, plecând cu niște formule dintre astea și ținând cont de felul în care gândesc semantic predicatele, propozițiile, ce înseamnă și, ce înseamnă sau, ce înseamnă not, pot să-mi dau seama că de la anumite formule, cum au fost cele de aici, pot să ajung la alte formule. Cum ar fi, de exemplu, formula Q. Dar aș putea, plecând de la această mulțime de formule, ajunge numai la acea mulțime sau aș putea ajunge, de exemplu, și la altele care să contravină, de fapt, ipoteze. De exemplu, ce ar fi dacă la nivel semantic aș putea obține, de fapt, la nivel semantic nu poți obține din P implică Q și din P poți obține numai pe Q. Poți să obții, de exemplu, și pe not Q? E, ăsta nu o să poți să obții niciodată, din cauza că dacă învăț la logică atunci trec examenul, învăț la logică, ar însemna că să fie adevărat și faptul că nu trec examenul, ceea ce este o absurditate. Sau. Ok, deci mă interesează ca să fie și complet, corect, în sensul că dacă într-adevăr am șirurile mele de caractere, dacă șirurile mele cele două, P și P implică Q, și P implică Q, le-am la nivel sintactic, atunci ca din cele două trebuie să pot extrage pe Q, la nivel sintactic, dar să nu pot extrage în același timp și pe not Q, pentru că asta ar fi o contradicție. Și ar însemna că aș găsi o formulă care să fie incorrectă. Nu ar fi adevărată. Deci, corectitudinea înseamnă ceva de genul pot să obțin regulile care la nivel semantic, deci formulele, la nivel sintactic pot să obțin acele formule care aș putea obține și la nivel semantic dacă aș fi gândit într-un mod semantic, da? Pe baza, de exemplu, acestor tabele de adevăr sau a ideii, conceptului de consistență semantică sau altor concepte care sunt la nivel de semantică, iarăși gândite. E, asta este diferența între sintaxă și semantică și calculatorul poate să folosească numai sintaxa, deci numai șirul de caractere astea pot fi utilizate de către calculator. Noi folosim foarte des semantica și sintaxa o lăsăm puțin mai, o cam ignorăm, dar calculatorul nu poate decât baza sintaxei. Din cauza asta ar trebui să ne gândim că ar trebui să existe algoritmi care să poate să raționeze la nivel sintactic și să-mi calculeze dacă într-adevăr se întâmplă dintr-o mulțime de formulă să pot extrage o anumită altă formulă. Ei, și tool-uri dintre astea care fac automat astfel de deduceri chiar există și chiar putem să le utilizăm. Și un tool dintre ăsta care mie mi s-a părut foarte interesant și care vreau să vi-l arăt și vouă este ăsta care folosește deducția naturală, dar este pe alt set de reguli decât cel care este explicat în Hood și Ryan, dar care nu este cu mult diferit, care se află la linkul ăsta, teachinglogic.leaglab.fr /dn/index.php. Aici, de exemplu, vrea să arate că dacă am not P și not Q, atunci pot să obțin pe not P sau Q. Ce m-a interesat pe mine este dacă să văd dacă că se fac implicația. Pentru asta este din puțin la sintaxa aici care sunt. Deci implicația, echivalența, dar consistența sintactică cum era scrisă? A, era scrisă chiar în felul ăsta. Puțin trebuie să ne uităm și la niște exemple. Ok, deci se pare că pentru el implicația și consistența semantică le scrie cam la fel. Ok, hai să vedem acum din nou la... să zic, dacă am P implică Q, virgulă și l-am pe Q, și l-am pe P, pardon, trebuie să obțin pe Q. Ia să vedem cum funcționează chestiunea asta. A, să vedem că probabil că aici trebuie să ne uităm puțin la cum ar trebui să exprimăm formula. Dar probabil că aici ar trebui să punem asta într-o paranteză. Să punem aici simbolul și ca să fie ambele formule. Și cred că asta ar trebui să fie formula care trebuie să demonstreze, da. Deci dacă l-am pe P implică Q și P, atunci pot să extrag pe P implică Q, pot să le extrag pe P și după aceea pot să le extrag pe Q. Annotate proof, ia să vedem dacă pot să fac chestia asta ca să-mi spună și ce formule.
Da, îmi spune aici și ce regulă a fost folosită. Deci aici, de exemplu, folosit că și e 1 din 1, ceea ce înseamnă că din prima formulă, cea care se află la punctul 1, o folosit regula de extracție a lui, din partea stângă a lui și mi-a obținut prima formulă. Și mi-a obținut P implică Q. După care din și, de aici, tot din și, mi-a obținut ceea ce se află în termenul al doilea, pe P, iar apoi a folosit această regulă implică E, care am folosit-o și noi ca să obținem pe Q. Și l-a obținut și E pe Q. Și din acest motiv pot să spună că de la ipotezele mele P implică Q respectiv P, de cele două care sunt cu și, atunci obțin pe acest Q. Deci există astfel de sisteme care pot să facă automat demonstrațiile respective și cred că chiar dacă regulile de aici sunt altele decât cele care sunt în sistemul deductiv ăsta din S de 0 care este descris în Hutch-Rein, cred că e destul de ușor de înțeles, mult mai ușor de înțeles Hutch-Rein și de raționat cu ajutorul lui decât cele care sunt aici, ce sunt doar 9. Ok, haideți să luăm acum pe astea din Hutch-Rein, să le luăm una câte una și să încercăm să le înțelegem ce se întâmplă cu fiecare și din ce cauză este nevoie de fiecare de acolo. Ok, după cum vă spuneam, o să luăm acum regulă din sistemul deductiv S de 0. E suficient dacă vreți să căutați Logic in Computer Science, Hood and Ryan și găsiți cartea asta în mai multe locuri, deci PDF-ul ăsta. Cartea arată în felul acesta, dacă vreți să o căutați pe Amazon sau să o cumpărați, deci este așa cu niște piese de șah. Și o descarc pentru a mai multă oară, zic așa. Voi încerca să merg pe regulile de inferență exact cum apar și în cartea asta, deci cum apar în cartea Hutch-Rein, asta lui Hutch-Rein cu Logic in Computer Science. Și prima oară este vorba despre regulile care sunt cu și. Deci începe direcția naturală de la pagina 5. V-am spus că până la pagina 27 e suficient ca să învățați pentru S de 0, pentru sistemul LP, deci pentru logică propozițională. Pentru logica predicată de ordinul întâi, să mai adaug niște reguli, câteva am pus. Când ajungem acolo, o să vi le spun și o să vedem din ce cauză nu este diferență foarte mare și nu se complică mult treburile. Deci regulile care le adăugăm aici sunt așa, dacă am fi și psi, atunci sunt fi și psi, este formula asta, deci dacă în memoria calculatorului am o formulă, un șir de caractere și am și un al doilea șir de caractere, pot să mă gândesc că în memoria calculatorului pot să obțin și șirul ăsta de caractere cu fi și psi, care conține simbolul și între cele două șiruri pe care deja le am. Sau dacă am cele două șiruri, sau dacă am un șir de caractere de genul ăsta, fi și psi, atunci pot să obțin pe fi, dacă se vede așa, regula asta se numește și E1 din cauza că s-a eliminat. Deci aici la I este introducerea lui și. Aici unde este E este eliminarea lui și. Și se obține, este notat cu 1 din cauza că se obține ceea ce se află în partea stângă. Primul termen care apare acolo în conjuncție. Fiu. În cazul ăsta este și E2 din cauza s-a eliminat și-ul și s-a obținut ceea ce se află pe poziția a doua. Psiu respectiv. Ok. Hai să vedem câteva exerciții cu chestiunea asta. Destul de simpluți regulile. Hai să le scriu și eu aici. Deci dacă am fi și am și pe psi, atunci am două șiruri de caractere în memoria calculatorului, atunci pot să obțin fi și psi și asta se numește și i, introducerea lui și. Și după care dacă am fi și psi, obțin doar pe fi simplu, asta se numește și e1, respectiv dacă l-am pe fi și psi și vreau să obțin pe psi, se aplică regula asta care este și E2. Se elimină și-ul și obțin ceea ce se află în partea a doua a conjuncției acolo. Acestea sunt primele trei reguli de deducție. Și hai să încercăm să vedem un exercițiu două cu chestiile astea. Păi, în primul rând, deci când spun fi sau când spun psi, pot să mă refer la o formulă care să fie destul de mare. De exemplu, aș putea să mă gândesc la ceva de genul cam așa. Fiul meu să fie P și Q. Și asta este doar fiul. Psiul meu să fie, de exemplu, R. Să fie o altă formulă R. Dar hai să pun, de exemplu, și R. Să fie în felul ăsta. Să avem o conjuncție. Și vreau să demonstrez că de la asta, de la această formulă, plecând, pot să obțin pe formula P și Q și R.
care a demonstrat că la nivel sintactic este adevărată asociativitatea lui și. Deci la nivel sintactic, vedeți că simbolul de aici, care l-am făcut în partea asta, este consecință sintactică. Ceea ce înseamnă că avem voie să folosim doar formulele care sunt în sistemul deductiv asta, SD0, da? Astea trei sunt cele care sunt primele trei din SD0, ca zic așa. Ok. Păi, acum, în ipoteza mea, mulțimea mea de formule pe care le am aici în ipoteză este formată doar dintr-o singură formulă în partea asta, deci am P și Q și R. Aș putea să mă gândesc în felul următor, deci cum ar trebui să scriu asta? Sunt mai multe moduri de a putea scrie o astfel de demonstrație. Hai să încercăm să scriem așa. Dacă l-am pe P și Q totul și R, aplicând regula și E1, și observăm că aici avem și ăsta care este între cele două formule. Ăsta ar fi formula phi, asta ar fi formula psi, iar dacă am aplicat și E1, înseamnă că voi elimina pe și-ul ăsta și voi obține ce se află în partea stângă, primul termen. Adică aici o să obțin pe P și Q. Ok. După care, tot din P și Q și R, o să vreau să aplic iarăși pe și E1, o să obțin evident aceeași chestiuni. P și Q, pentru că le elimin pe și obțin ce se află în partea stângă a lui și-ul ăsta, da? Deci am eliminat pe și-ul acesta din nou și am obținut ce se află în partea stângă. O să vedeți din ce cauză am nevoie să aplic de două ori regula asta și E1 peste P și Q. Și R. Și acum din P și Q și R iarăși, P și Q și R, aplic iarăși și E, tura asta și E2, de fapt, și o să obțin doar pe R. Da? Pentru că am eliminat acest și am obținut ce se află în partea a doua, cel de-al doilea termen. Deci, R-ul ăsta l-am obținut. Acum, iau primul P și Q, cel care se află aici. Din P și Q, dacă aplic iarăși și E1, da? V-ați dat seama că obțin pe acest P. Din P și Q, din partea asta, altătura asta, voi aplica și E2 și obțin pe Q. Acum, din Q care l-am aici și din R-ul care l-am în partea asta altă, din cele două pot să aplic regula și I și obțin introducerea lui și între Q și R, adică obțin pe Q și R. Acum, în sistemul ăsta deductiv nu este chiar specificat clar ce se întâmplă cu parantezile, ceea ce dacă stau și mă gândesc la nivel de calculator, pentru el șirul ăsta de caractere în care conține parantezele astea ar trebui să fie diferit și cât de șirul care conține paranteze în alt loc. Deci ar trebui cumva să vedem și parantezele, cum să le eliminăm și cum să le aducem. Dar, deocamdată, chestiunea asta nu este. Este la nivel de, eu știu dacă vreți chiar să implementați, poate, treaba asta, poate, să aveți grijă și la paranteze. Ok, acum dacă avem Q și R, Q și R, să spunem, probabil că ar trebui adăugat o formulă ceva de genul, o să scriu aici sus în partea asta, că dacă am F, atunci am și paranteză F paranteză, respectiv dacă am paranteză F paranteză, pot să obțin doar F-ul simplu. Cred că regulile de genul ăsta ar trebui să fie adăugate în sistemul ăsta deductiv, ca să fie chiar, să zic, standard, să fie conform tot. Mă rog, în loc de F-ul ăsta poate să fie un fi sau puteți gândiți voi altceva. Ok, deci dacă am Q și R acum, am P-ul ăsta, v-ați dat seama că făcând un și între cele două de aici și o să obțin pe P și Q și iar. Ceea ce era exact ce îmi doream eu să obțin cea de aici, da? Concluzia mea. E, uneori ca să nu scriu arborele astea, vedeți cât de mare cel a fost ca să scriu chestiunea asta, aș putea să fac în felul următor. Aș putea scriu așa. Să notez fiecare formulă pe care o obțin și să spun de unde am obținut-o. De exemplu, la punctul 1 o să scriu de fiecare dată ipotezele sau ce se află în partea stângă a simbolului de deducție naturală. De deducție acolo, da? De consecință sintactică, de fapt, da? Și o scriu formula din partea asta. Și o scriu P și Q, totul și R. Și asta din cauza că se află în ipoteză, scriu aici ipoteză. La punctul 2 obțin pe P și Q. De unde îl obțin? Îl obțin din punctul 1 și folosind și E1. La punctul 3 îl obțin pe P din punctul 2 și folosind iarăși și E1. La punctul 4, și vă puteți uita că acum eu scriu că îl obțin pe Q.
să obținem din P și Q. Care este singura regulă prin care aș putea să-l obțin pe Q din asta? Este eliminarea lui și și obținerea ceea ce se află pe partea a doua. Deci, ce se află în partea a doua. Deci, iarăși pornim de la punctul 2. De asta scriu aici la 2 ăsta prima oară. Folosesc și e 2 tura asta. La punctul 5 îl obțin pe R. De unde pot să obțin pe R? Pe singurul loc în care apare R este formula asta. Și îl obțin eliminând acest și găsim ceea ce se află pe poziția a doua. Deci din punctul 1, deci aici este punctul 1, da? Deci ceea ce se află la punctul 1 și folosind și e 2. Acum vreau să combin pe Q și pe R, deci la punctul 6 o să luăm Q și R din 4 și din 5 folosind și I. Vedeți că în momentul în care am o regulă dintre asta, dacă mă uit la și I, și I are două formule, fi și psi. Vedeți că este cu virgulă între la formula cum a fost dată ea. Din cauza asta, aici când spun că aplic și I, trebuie să spun ambele formule peste care aplic și eu ăsta. Adică trebuie să pun și prima formulă și a doua formulă și să pun un și între ele. Și cele două trebuie să le pun în ordinea în care vor apărea aici. Adică, de exemplu, dacă aici aș fi vrut să obțin R și Q, aici ar fi trebuit să scriu 5,4 și I. Ok, la punctul 6 am obținut Q și R. La punctul 7 o să obținem pe P și Q și R folosind formula de la punctul 3 odată, după care cea de la punctul 6, deci 3,6 și folosind și I. Iar și întrucea lui și. Și asta era concluzia. Deci asta este o altă metodă de a scrie, care cred că este mult mai ușoară și inițial, în sistemul deductiv, când s-au făcut deducțiile, așa s-au făcut. Forma asta arborescentă în care, cum ar veni, rădăcina arborului, frunzele erau cele care sunt de sus, aici în partea asta, era un arbore răsturnat. Frunzele erau formule care apareau în ipoteză, iar rădăcina cea care era aici era ceea ce se afla în concluzie, unde vreau să ajung. Și de multă vreme s-a folosit în felul ăsta sistemul, ideea, conceptul de sistem deductiv. Dar mi se pare că este mult mai frumos și mult mai curat de a scrie în felul acesta. Și asta este exact forma în care vi se dă și în Hutschera, în demonstrațiile, în forma asta. Acum, dacă stau și mă gândesc, puteți să faceți în felul următor demonstrația. Puteți să scrieți că această mulțime inițială de aici, cea care e P și Q și R, este o mulțime de formule gamma. Deci aș putea spune undeva că gamma sau G sau ceva de genul ăsta, gamma e egal cu P și Q și R și vreți ca din gamma să deduceți la nivel sintactic faptul că se întâmplă P și Q și R. Și puteți să spuneți că la punctul 1 din gamma obțin P la nivel sintactic pe P și Q și R din cauza că se află acolo, da? La punctul 2 puteți spuneți că din gamma obțineți pe P și Q folosind de la punctul 1, folosind și e 1, să zic, da? În punctul 3, din gamma obțineți la punctul, obțineți pe ier din punctul 1 și e 2. Dacă, de fapt, eu formulele astea, eu de unde le am? Eu le am plecând la formulele mele din ipoteză, cele care se află în gamma. Din cauza asta este firesc ca să spun că din gamma pot să ajung să extrag această formulă. Deci din gamma de aici pot să extrag această formulă. Sau din gamma asta pot să extrag această formulă. Și ca să-i spun clar din cum am reușit să o extrag, din cauza folosesc punctul 1 și spun că a folosit și e 1. Da? Și poate continua șirul ăsta până când ajungeți că din gamma reușiți ca să găsiți formula P și la punctul 7 o să obțineți că din gamma obțineți P și Q și R. În felul acesta, da? Unde gamma asta este ceea ce se întâmplă, deci formulele pe care le-am eu considerat la început ca fiind corecte formule care există în memoria calculatorului, ca să zic așa. Dar asta cu și e destul de ușurel de înțeles cum funcționează și ce trebuie să aveți în vedere este următoarea chestiune. Dacă în formula pe care încercați voi să o construiți, în ce aveți voi de demonstrat, să zic așa, da? Dacă aveți demonstrat ceva de genul nu mă interesează ce am aici, dar dacă găsiți ceva de genul o formulă fi și o formulă psi,
dacă aveți demonstrat ceva de genul acesta care se conține și ul ăsta în final, ce trebuie să faceți? Trebuie ca în cadrul demonstrației voastre să ajungeți la un dat la phi și apoi să demonstrați să ajungeți în tot în demonstrația voastră să ajungeți undeva la psi și apoi să puteți să aplicați phi și psi și cu și i. Cam asta este, da? Deci, undeva, vedeți voi că demonstrația funcționează în ambele sensuri. Mă uit puțin și la concluzii ce se întâmplă și să mă uit și la ipoteze. Dacă la ipoteze acum am chestiuni care să fie cu și, de exemplu, am aici, să spunem, un alfa și beta, probabil că alfa și beta asta se va descompune din alfa și beta. Se va descompune în alfa la un moment dat și în beta, probabil undeva. Da? Deci că când am în partea asta, de obicei se folosesc regulile, când am și urile în ipoteze în partea asta, de obicei se folosesc regulile de forma și E1 și E2. Când am regula de forma asta cu și U în concluzii, probabil că vreau să ajung la prima parte, la prima ce se află în stânga lui și, ce se află în partea dreapta lui și, și să aplic și U ăsta între introducerea lui și între cele două formule. Deci, asta este așa un fel de guideline ce ar trebui să faceți în momentul în care aveți demonstrat ceva care conține și urile astea, da? Hai să mai încercăm să mai facem încă unul cu și, pentru că, deși ăsta cu și sunt cele mai simple exerciții, dacă înțelegeți că se aplică regulile astea și cum se aplică regulile astea, o să fie foarte simplu să înțelegeți pe celelalte. Am demonstrat, hai să încercăm să demonstrăm că este comutativ. Am P și Q, vreau să demonstrez că se întâmplă și Q și P. Pe la pasul 1 scriu P și Q, care este din ipoteză. La punctul 2, vă spuneam că dacă sunt în ipoteză, aș vrea să ajung la cele care se află la componentele lor. Găsesc pe P din 1 și folosind și E1, găsesc la punctul 3 pe Q din 1 și folosind și E2, la punctul 4, vezi că vreau să obțin pe Q și P, deci înseamnă că Q este la punctul 3, P-ul este la punctul 2, pot să obțin la Q și P, scriem acum 3,2 și folosind și I. Vezi că tura asta am avut nevoie ca să obțin pe Q și P-ul din partea asta, pe care am putut să le obțin. Deci Q și P-ul din partea dreaptă de aici am putut să le obțin independent din P și Q-ul celui care se afla în ipoteză, da? Și în felul ăsta am putut să fac demonstrația care să ajung până la Q și P. Aici vă dați seama că acestea sunt mai niște chestiuni de paranteze, cum fac. Dacă am, de exemplu, formulele P și Q și mai am și formula R, atunci pot să le deduc pe P și R. Cum? La punctul 1 scriu P și Q, ipoteză, la punctul 2 îl scriu pe R, iarăși în ipoteză, la punctul 3 îl obțin pe... Ce vreau să obțin? Mă uit în partea dreaptă. Am P și R, probabil că aș vrea să obțin pe P și pe R. R-ul deja l-am, trebuie să obțin pe P. Deci pun aici P și de unde pot să obțin? Din punctul 1 și folosind și E1. La punctul 4 aici scriu P și R și este format din 3 și din 2 în ordinea asta și folosind și I. Deci cam în stilul ăsta funcționează demonstrația asta care sunt numai folosind regulile și I, și E1, și E2. Astea sunt cele mai simple care pot fi. Deci dificultatea nu în asta constă. Constă când avem implicații, când avem operații care să fie cu sau, acolo ajung să fie problemele care să fie cu adevărat mai complicate, să zic așa. Da, pentru prima fază, sper că ați înțeles cum funcționează chestiunea asta cu și. Dacă nu, ați înțeles foarte bine. Nu uitați că găsiți poate mai multe explicații în această carte și mai bine povestiți ce se întâmplă acolo. Și dacă tot n-ați înțeles, puteți să lăsați și un comentariu în descrierea videoului. O să trecem la următorul set de reguli. Următoarele două reguli, după ce le-am discutat pe cele care sunt cu introducerea lui și cele de aici, nu sunt cele care apar în acest tabel ca fiind următoarele, ci sunt cele care apar și în descrierea cărții când ați citit cartea în continuare. Sunt cele care sunt care se ocupă de not-not. Not-not E și not-not I. După cum observați, cea care este cu not-not I este o consecință a celorlalte reguli. Deci nu este nevoie să am un sistem deductiv. Sau sistemul deductiv este complet și fără să am această regulă în el, pentru că pot să deduc această regulă din existența celorlalte 12. Hai să vedem câteva exerciții cu
cu cele două reguli și respectiv și cu celelalte trei care le-am avut înainte. Deși sunt destul de, iarăși, simple, nu sunt niște chestiuni care să fie complicate. Deci am așa, dacă am not fi, atunci pot să obțin pe fi și asta se numește not e. Respectiv, dacă am pe, not, pe fi, pot să obțin pe not fi și asta se numește not i. După cum am văzut, eliminarea lui not este cea care mă interesează să o am în sistemul deductiv. Cea de-a doua, cea care este cu not i de aici, vă spuneam că este o regulă care este derivată. Some useful derived rules. Deci asta cu introducerea lui not. Ok. Ca și exercițiu, dacă am așa not pe lângă p și not q și mai am și pe r, vreau să obțin pe, să zicem, not pe lângă not p și not r. Hai vedem, ca să obțin ceva de genul not ceva, deci not ăsta, înseamnă că ar trebui să obțin întâi această primă parte, adică partea asta cu not p și not r, și apoi să aplic not ăsta, not i-ul, cel din partea asta. Dar ca să obțin ce se află în partea dreaptă aici, ar trebui să fac să obțin ceea ce se află conjuncția între cele două, not p și cu not r. Ca să obțin not p, ar trebui să-l am pe p și să pot să-i pun not în față. Respectiv, ca să obțin pe not r, ar trebui să-l am pe r și să-i pun not în față. Pe r deja îl am. Deci cu not r am rezolvat. Hai să încerc să obțin pe not p. Cum pot să obțin pe not p? Eu mă duc aici, singurul în care apare p-ul este în locul ăsta. Dacă am p și not q, not pe lângă paranteza asta, poate fi eliminat not-notul ăsta, considerând că fiul meu este chiar paranteza, cea din partea dreaptă. Și obțin doar paranteza. Și dacă am obținut paranteza, aplicând și e1, elimin și u și obțin ce se află în partea stângă, adică doar pe p-ul ăsta. Și am obținut și pe p, în felul ăsta. Deci dacă l-am obținut pe p, pot să obțin pe not p. Dacă l-am pe r, pot să obțin și pe not r. Dacă l-am cele două, înseamnă că pot să pun și între cele două și apoi mai, la sfârșit mai adaug un not. Hai să încercăm să facem chestiunea asta. La punctul 1, după cum vă spuneam, punem prima oară ipotezele, 1 și 2. Deci not lângă p și not q. Ipoteză. La punctul 2, îl punem pe r, care este tot ipoteză. La punctul 3, îl pun pe p și not q din 1 și folosind not e. Pur și simplu am luat ce s-a aflat la punctul 1 de aici și am eliminat not-notul. Am folosit regula asta, da? Vedeți că regula spune că are o singură formulă în ipoteza aici. Formula care trebuie să fie, să înceapă cu not-not. Formula mea asta începe cu not-not și conține, acesta este fiul. Și acum am scris doar fiul. Ok, acum la punctul 4 îl obțin doar pe p din 3 și folosind și e1. Cred că vă ați aminte că și e1 îmi elimina și eu și obțineam ce se afla în partea stângă. Și e2 era, îmi elimina și eu și îmi obțineam ce se află în partea dreaptă. Dar pe mine nu uitați decât p-ul. Dacă l-am pe p, la punctul 5 pot să obțin pe not p din 4 folosind not i. La punctul 6 pot să obțin pe not r din 2 și folosind not i. La punctul 7 pot să obțin pe not p și not r din 6, din 5 și 6 și folosind și i în această ordine. La punctul 8 pot să pun not pe lângă not p și not r din 7 și folosind not i. Și cam asta a fost ca să demonstrez ce am aici demonstrat, da? Ok, cam în felul ăsta funcționează. Deci, vedeți că am plecat în memoria calculatorului având șirul ăsta de caractere, având șirul ăsta de caractere și folosind regulile de inferență pe care le-am explicat până acum, cele cu și astea două care au fost acum noi, am putut să deduc întâi șirul P și not Q, folosind o anumită regulă,
După care P, după care not not P, not not R. Deci astea sunt șiruri care și pe ele pot să le adaug în memoria calculatorului, ca să zic așa. Și în momentul în care fac o astfel de adăugare, de adăugare de șiruri și adăugare de șiruri, fiecare șir dintre ăsta nou obținut, bazându-se pe un set de reguli sau pe o regulă dintre asta, fiecare, de fapt, fiecare șir nou obținut este bazat pe o singură regulă și pe mai multe, poate, ipotezi, da? Cum este, de exemplu, același și i, avem nevoie de două ipoteze ca să fac și între cele două. 5 și 6, dar și-am pus și unul de cele două. În momentul în care ajung cu șirul respectiv final, am ajuns la concluzii. Bine, acum ca să trebuie să urmărim, să încercăm să nu batem câmpii. Uitați-vă, de exemplu, Q ăsta aveam not not Q. Puteam să-l extrag prin not not Q de aici. Nu, deși el poate fi extras în memoria calculatorului, nu m-a interesat. La fel puteam să-l găsesc pe Q. Nu m-a interesat, pentru că eu aici în partea finală n-am nimica cu Q. Din ce cauză să mă chinui să mai scriu aici? Nu-i greșit. Puteam să scriu la după 4, puteam să scriu, de exemplu, și pe not not Q. L-am obținut pe P, puteam să obțin și pe not not Q aici, dar nu m-a ajutat cu nimic, că nu foloseam nicio altă regulă. Deci vedeți că încerc ca ceea ce extrag pe aici să fie niște formule care sau niște șiruri de caractere care să le pot folosi după aceea în reguli ulterioare. De exemplu, din ce cauză am vrut să extrag P-ul ăsta? Pentru că la punctul 4 de aici au fost folosit aici. Cea care au fost aici, din ce cauză am aici? Din cauza că pentru am avut nevoie de asta pentru că am folosit-o aici. La fel am avut nevoie de asta pentru că am folosit-o aici. Și cea care am obținut-o aici a fost folosită în partea finală, da? Deci undeva au fost undeva un goal oriented, ca să zic așa. Adică am un anumit scop. Scopul de a ajunge la formula din partea dreaptă, da? Nu este chiar așa blind treaba asta. Hai să ne facem încă unul care este mai simplu. Dacă am not not P și not not Q, pot să obțin P și Q. În punctul 1 fac not not P și not not Q, ipoteză, la punctul 2 și acum ca exercițiu poate ați încercat să faceți voi, punând pauză la video, restul exercițiului, să vedeți dacă vă ieși cum trebuie și apoi să dați drumul, să dați rezum ca să vedeți dacă chiar ați făcut cum trebuie. Ok, eu continui acum. Deci îl obțin pe not not P din 1 și folosind și E1. La punctul 3 îl obțin pe not not Q din 1 și folosind și E2. Asta 2 și 3 puteți să obțineți și în altă ordine, nu contează. La punctul 4 îl obțin pe P din 2 și folosind not not E. La punctul 5 îl obțin pe Q din 3 și folosind not not E. La punctul 6 îl obțin pe P și Q din 4 și din 5 folosind și I. Și am obținut concluzia. P și Q, cea care vreau să obțin, da? Și găsit mai multe exerciții și în cartea aia cu hutșoroaie, dacă vreți, da? V-am spus, asta este metoda cea mai simplă de a scrie exerciții, dar s-ar putea ca sintactic să fie nevoie ca voi când învățați despre sistemul ăsta deductiv S0 să formați altfel, să aveți altfel mod de a scrie, ca să zic așa, da? Pentru că, na, vedeți că eu tot timpul obțin, plec de la ipotezele astea, dacă de la ipoteze să ajungeți, să spunem, din ipoteză, din formule din ipoteză, extrag pe cea de la punctul 2, sau din formule din ipoteză împreună cu cea de la punctul 2 care am extras acolo, să obțin ceea ce se află la punctul 3, și așa mai departe. Ok, și astea sunt regulile care sunt cu not not. Așa, versiunea super rapidă și short. Continui, o să continui acum cu setul de reguli pentru implicații. Ok, pentru implicații avem câteva reguli dintre astea care sunt specifice. În primul rând, ne uităm la cele care sunt, deci cele care sunt aici. Este vorba despre introducerea implicației, despre eliminarea implicației. Și dacă mă uit puțin în tot maldărul de reguli care este aici explicat, o să vedem că mai este una, cea de aici, MT, în care tot la fel apare implicația și la sfârșit este eliminată implicația. Se numește MT de la modus tollens. Deci avem undeva eliminarea implicației standard, o altă eliminare a implicației, care este un fel de demonstrație prin contrazicere, să zic așa, în termenii noștri semantici pe care îi folosim de obicei. Și mai este introducerea. Regulile astea care sunt cu pătrățelele astea sunt puțin mai ciudate, așa, mai greu de înțeles, de gustat.
Dar sper că nu o să fie chiar foarte complicat să înțelegeți despre ce este vorba. Ok, hai să mergem cu eliminarea implicației astea prima oară. Și dacă am, deci o să am regula phi, după care phi implică psi, atunci o să obțin psi. Și regula asta se numește implică e. Eliminarea lui implică. Și am două formule, phi și phi implică psi, și obțin doar pe psi. Este echivalent cu exact ce făcusem în primul filmuleț, în prima parte în care am spus ceva de genul că dacă învăț la logică că era fiul, atunci voi trece examenul care era psiul. Deci dacă știu că învăț la logică și știu că atunci când învăț la logică trec examenul, înseamnă că trec examenul. Dar asta este ceea ce înțeleg eu la nivel semantic. Pentru calculator există doar formule, ceva genul phi, simbolul, un șir de caractere reprezentând o formulă, un alt șir de caractere fiind primul șir de caractere cu o săgețică și cu al doilea șir de caractere și poate să-l bagi în memoria lui și pe cel de-al doilea șir de caractere, cel care este cu psi. Hai să vedem câteva exerciții care să le facem cu această formulă, cu această formulă nouă. O să am P implică Q implică R. O să mai consider o a doua formulă care este P implică Q și R. Și din astea pot ca la nivel sintactic să obțin pe R. E, interesant este că puteți demonstra chestiunea asta și la nivel sintactic și la nivel semantic. Adică la nivel semantic cum ați face chestiunea asta? Probabil că ați face un tabel de adevăr pentru P, Q, R, în care să obțineți forma, să aveți prima formulă, să aveți cea a doua formulă și ați observa că de fiecare dată când cele două formule care sunt subliniate au valoarea 1, de fiecare dată o să aibă și R-ul valoarea 1, da? Nu neapărat ca să fie numai acolo. R-ul poate să fie și în alte părți 1, dar la nivel semantic, dacă ar fi să demonstrați, ar face cu un tabel de adevăr. Poate. Poate există și alte metode la care v-ați putea gândi. Ok, hai să vedem la nivel sintactic cum funcționează. Deci la punctul 1 scriu ipotezele, la 1 și la 2. P implică Q implică R este o primă ipoteză. La punctul 2 avem P implică Q și R o a doua ipoteză. La punctul 3, păi, ce putem să facem? Ca să obținem R, ne uităm la concluzii. Trebuie să obținem R cumva. R cum pot să obțin? Fie de aici, fie de aici. De aici o să fie foarte... Cred că aici am greșit puțin. De la aici nu trebuia să fie P implică Q și R, trebuia să fie P implică Q. Hai să punem și P aici, da? Ce este și P? O mică greșeală, că le exagerați foarte repede după aceea pe R, făcând și R2, găsați din prima pe R, da? Deci și P aici, da? Ok, deci dacă l-am aici pe P implică Q și l-am și pe P, pot să obțin folosind și E1 respectiv și E2 peste această formulă de la punctul 2. O să obțin prima dată P implică Q din 2 și folosind și E1 respectiv. La punctul 4 o să obținem doar pe P din 2 și folosind și E2. Acum la punctul 5, din 4 și din 3, vedeți în ordinea asta, din ce cauze? Pentru că și aici întâi apare formula fără implicații, în regulă, apare întâi formula fără implicații și apoi apare cea cu implicații. Și obțin ce se află în partea dreapta a implicației. Deci din P implică Q, din P și din P implică Q, în ordinea asta pot să obțin pe Q. Hai să obțin pe Q aici. De unde? Din punctul 4, din punctul 3 și aplicând regula implică E. La punctul 6, acum, dacă mă uit la punctul 1 și la punctul 4, de fapt în ordinea inversă, la 4 și la 1, pot să obțin pe Q implică R. Q implică R din 4 și din 1, vedeți că la 4 am un P, la 1 am P implică ceva. Obțin acel ceva, adică pe Q implică R. Și care regulă am folosit tot pe asta cu implică E. Implică E. La punctul 7, din cauza că l-am pe Q și l-am și pe Q implică R, pot să obțin doar pe R. Deci R din 5, din 6 și folosind implică E. Și asta este, cam asta este cu implicația asta. Deci,
fiecare dată când vreau să obțin ce se află în partea dreaptă, implicație trebuie să am și ce se află în partea stângă. Și încerc să găsesc ce se află în partea stângă ca să pot să extrag ce se află în partea dreaptă a implicației, când este în partea de ipoteză aici, da? Mai este încă o metodă care mai ca să elimină implicația asta și vă spuneam că se numește MTU. Ia să vedem noi. Că îi spune așa că dacă am, tura asta scrie prima oară implicația. Phi implică psi și dacă am not psi, atunci am not phi. Și asta se numește MT. De fapt, MT-ul ăsta vine de la modus tollens. Sau modul negativ. Asta este modus ponens. Sau modul direct, modul afirmativ. Deci asta este afirmativ, asta este negativ. În ce sens? Aici vedeți cum am zis, dacă am așa, dacă am ipotezele care reprezintă phi și știu că ipoteza phi implică concluzia psi și știu că și ipotezele din cele care ar fi phi la nivel semantic sunt adevărate, atunci la nivel semantic aș putea găsi și psiul că e adevărat. Deci asta este la nivel semantic, este metoda directă cum a venit. Iar asta dacă m-aș gândi la nivel semantic, este metoda reduce la absurd, pentru că am ipoteze implică concluzii, neg concluzia și de fapt demonstrez, să ajunge la demonstrația că de fapt ipoteza este cea care neg și ipoteza. Deci modul negativ, modus tollens. Dar ele nu se întâmplă la nivel semantic. Aici se întâmplă numai la nivel sintactic. Deci aici vorbim doar despre șirul de caractere, după cum spuneam. Și hai să vedem un exercițiu care ar fi cu acest modus tollens. Și exercițiul ăsta de la modus tollens o să fie oarecum inspirat din primul exercițiu. O să fie, de exemplu, dacă am P implică Q implică R și îl am și pe formula, am și formula P și not R, atunci pot să obțin pe not Q, ca și șir de caractere. La punctul 1, ipoteză, scriu P implică Q implică R, din ipoteză. La punctul 2, scriu pe P și not R, tot din ipoteză. La punctul 3, îl extrag pe acest P din formula 2, deci obțin pe P din 2 și E1, am folosit. Acum, la punctul 4, îl obțin pe not R, tot din punctul 2, datul ăsta folosind și E2. La punctul 5, din 3 și din 1, o să găsesc Q implică R. Q implică R spuneam, din 3 și din 1 și folosind implică E. Deci, regula de la modus ponens. La punctul 6, din cauza că am Q implică R cel de aici, așa am și not R, obțin pe baza regulii MT not Q. Deci not Q tura să descriu prima oară implicația. Deci punctul 5, 4 și folosind MT. Regula asta MT, după cum ați văzut și aici în mulțimea de reguli care este din Hutch-Rodine, este o regulă care este derivată. Și la sfârșit, când o să terminăm cu toate regulile, o să vedem cum să obțin aceste reguli derivate din celelalte reguli. E destul de simplu și din cauza asta o să ne convingem că, într-adevăr, pot fi eliminate din sistemul nostru deductiv. Dar ele sunt useful, adică putem să ne folosim de ele, ne sunt ajutătoare, pentru că dacă știu că le-am demonstrat și sunt ok, atunci am voie să le folosesc. Deci, astea sunt cele două de eliminare a lui implică. Astea sunt versiunea mai simplă. Și de aici puteți să vă dați seama, deci, tot timpul, cum faceți ca atunci când aveți o implicație, să eliminați implicația respectivă și să obțineți fie concluzia, deci fie ce se află în partea dreaptă a implicației, dacă ați avut ceea ce se află în partea stângă a implicației, fie not ce se află în partea stângă, dacă ați avut la un dat not ce se află în partea dreaptă. Și astea sunt cele două reguli care sunt pentru eliminarea lui, să zic așa, lui implică, deși numai asta este oficial, numai prima este oficial eliminarea lui implică, cealaltă se numește MT, este modus tollens, este, o să zic așa, o consecință, o regulă derivată. Și următoarea regulă care este puțin cel mai complicată este introducerea lui implică și o să vedem acum și care despre ce este vorba cu introducerea lui implică asta. Următoarea regulă pe care o discutăm este asta cu introducerea lui implică, care este puțin mai complicată și vedeți că are pătrățelul ăsta, dreptunghiul ăsta în ipoteză. Ipoteza asta, dreptunghiul ăsta din ipoteză,
Arată faptul că nu este ceva care să fie din mulțimea mea inițială de reguli, ci este mai mult un fel de presupunere. Dacă se întâmplă ceva și se poate de la presupunerea respectivă să ajung la anumite concluzii, atunci avem implicația de la... Deci, dacă se presupune că fi e adevărat și se ajunge în timpul demonstrației până la psi, atunci înseamnă că atunci când se produce fi, se va produce și psi. Și în cazul arată felul ăsta se implică, să introduce implicația. Și hai să o scriu aici undeva pe formula asta. Deci dacă am așa, dacă am fi și dacă demonstrez psi, reușesc să demonstrez psi, atunci înseamnă că am implicația de la fi la psi. Și asta se numește introducerea implicației. Hai întâi să vedem niște exemple care sunt. În interiorul acestui dreptunghi, în interiorul dreptunghiului ăsta, se pot folosi orice fel de formule care sunt în afara dreptunghiului. Și o să plec de la un exercițiu care a fost adineaur cumva, o să l-am schimbat puțin tăl și vreau să-l refacem puțin tăl. Adică e refăcut și să-l rezolvăm, ca să zic așa. Dacă am P și not R, în ipoteză, vreau să demonstrez că am așa, P implică Q implică R, totul implică pe not Q. Ok, pentru asta, iarăși, ne putem uita în felul următor. Putem să plecăm de la ipoteză și ne dăm seama că avem un P, avem simbolul și și avem not R, deci putem să folosim și E1 și E2 ca să folosim, să-l găsim pe P, respectiv pe not R. Dar ce ne interesează mai mult este cum fac ca să ajung în partea de concluzie cu această implicație din partea a doua. Deci implicația asta, ca să pot să o obțin, trebuie să o introduc cumva, iar introducerea acestea, folosind regula de introducere a implicației, se face presupunând prima parte, cea de aici, și ajungând la not Q-ul ăsta. Ok, pentru început o să scriu ipoteza, care este P și not R, în ipoteză. La punctul 2, aș putea să-l obțin pe P, aș putea să-l obțin pe not R. Hai să încercăm să-l obțin, chiar dacă, nu știu, ba da, P-ul chiar mi-ajută și not R-ul mi-ajută, de fapt. P-ul obțin din U1 și folosind și E1. La punctul 3 o să obțin pe not R, tot din 1 și folosind și E2. Mai mult atât nu putem să facem cu formula care avem în ipoteză și asta e cam tot ce putem găsi de la ea. Am descompus-o complet. E, acum, ca să obținem implicația asta de aici, trebuie să presupunem prima parte și să obținem partea a doua. Vedeți că eu când am plecat cu chestiunea asta, am plecat cu ideea de am niște formule, cele care sunt în partea stângă a simbolului demonstrației sintactică, care se află în memoria calculatorului. Numai asta se află în memoria calculatorului, asta este ceea ce trebuie să obțin. Dar ce fac? Pun temporar în memoria calculatorului asta și dacă reușesc pe baza ceea ce am pus temporar în memoria calculatorului și respectiv a formulelor care deja există acolo, să obțin not Q, înseamnă că pot să pun final această implicație. Aici cred că sunt mai multe paranteze, aici așa este, asta de aici trebuia să fie lipsă. Ok, deci acum la punctul 4, pun temporar P implică Q implică R. Vedeți că am pus ce anume am pus temporar aici, doar partea stângă a implicației. Și acum, ca să arăt că ea este pusă, nu este, de fapt, în realitate, îi spun aici că este presupunere. Da? Și ca să arăt iarăși că tot raționamentul meu de aici se bazează pe această presupunere, îl pun într-un pătrat. Și pătratul ăsta, de fapt, este într-o zonă internă a calculatorului și nu este, de fapt, realitate. Nu este niciun șir care să fie în memoria calculatorului în realitate, ci doar este temporar pus acolo. Să zicem ca o funcție care se apelează local și se apelează și în momentul în care se eliberează memoria după ce o s-a terminat funcția, se eliberează tot ce avem în partea de raționament din pătratul ăsta. Ok, la punctul 5, vă spuneam că în acest pătrat pot să folosesc presupunerea mea și în același timp pot să folosesc orice se află în exteriorul presupunerii mele, deci nivelurile superioare. Poate există chiar presupuneri în presupuneri dintre astea și să am mai multe pătrate de astea imbricate. Deci, într-un pătrat, pot să folosesc tot ceea ce se află în afara lui. Dacă n-am închis pătratul, nimic din ceea ce se află în pătratul respectiv nu mai este disponibil pentru a fi folosit în exterior. Adică, în acest caz, am P implică Q implică R, din cauza că la punctul 2 am P-ul,
iar aici am această implicație, putem să folosim regula de eliminare de implică și să spunem că obținem pe Q implică R din implicația de la punctul 4, din P-ul care se află la punctul 2. De fapt, este invers, trebuie să spun întâi 2 și apoi spun 4. Întâi spune cel care este fără implicație și apoi spun implicația. Și folosim regula implică E. Acum l-am obținut pe Q implică R. La punctul 6 se întâmplă în continuare. Deci Q implică R nu putea fi obținut fără ceea ce am presupus la punctul 4. Deci din cauza asta trebuie să fie tot împătrat. La punctul 6 îl punem acum pe not Q, care îl obținem de unde? Din implicația care o am la punctul 5 și respectiv din negația asta lui not R care este la punctul 3. Deci 5,3 și folosind regula MT, modus tollens. Dacă concluzia este negată, o am negată, atunci pot să găsesc și ipoteza negată. Și ce am ajuns? Am ajuns la ce doream eu. Vreau să ajung în partea asta, în partea dreaptă, da? La not Q-ul ăsta. Am ajuns la not Q-ul ăsta. Din cauza că am ajuns la not Q, pot să închid pătratul și vedeți conform regulii, aveam în afara pătratului, pentru că regula care se obține în afara pătratului, este ceea ce am presupus, implică ceea ce am ajuns. Deci la punctul 7 pot să scriu că P implică Q implică R, totul implică pe not Q, care este din 4 linuță 6, este un interval acolo, și folosind regula implică I. Ați văzut că vă spuneam la începutul exercițiului ăsta că este un exercițiu care este undeva inventat dintr-un exercițiu precedent. Care a fost exercițiul precedent? A fost ăsta, că dacă am P implică Q implică R și l-am și pe P și not R, am început să-l obțin pe not Q. De aici ce putem să observăm? Că de fapt implicația asta, consecința asta sintactică, este ca să se comporte ca un fel de implicație, adică ceva de genul ipotezele îl implică concluzia. De asta am putut să iau partea asta din ipoteză și să spun că atunci când se întâmplă P și not R, se va întâmpla că partea asta din ipoteză o implică pe not Q. Adică am putut construi exercițiul P și not R implică pe P implică Q implică R, totul implică pe not Q. Dar la fel de bine putem să facem acum, să ducem implicația asta și mai încolo. Adică să considerăm că fără a avea nimic în ipotezii, avem de fapt faptul că P și not R implică, că de fapt asta, de la asta se pornește, de la ipoteza asta se pornește și se ajunge la concluzia asta. Deci putem spune că asta care era ipoteză implică tot ce se află în partea dreaptă aici. Deci implică pe P implică Q implică R și respectiv implică not Q aici. Și fără a pleca nimic în ipoteză. Atunci, cum arată demonstrația asta? Păi ar arăta exact la fel ca în partea asta altă, numai că aici ipoteza n-ar mai fi ipoteză, ci ar fi de fapt, aș începe cu o presupunere, pentru că P și R se află în partea stângă a implicației și se presupune prima parte și se demonstrează a doua parte, da? În momentul în care vreau să demonstrez a doua parte, din cauza că aici este o altă implicație, iarăși presupun prima parte de aici și demonstrez partea a doua. Și așa mai departe. Deci, încercați voi să rezolvați exercițiul ăsta pe care vi l-am propus, cel care este aici scris, da? La fel de bine puteam să facem și invers, adică puteam să trec partea a doua, a doua ipoteză să trec în concluzie. De exemplu, puteam să fac exercițiu din P implică Q implică R, demonstrez că P și not R implică P not Q. Și de fapt în demonstrația respectivă ce se întâmpla? Ajungea ca asta să fie presupunere și cea de aici să fie presupunere, cea de aici să fie ipoteză. Și de fapt pe baza celor două reușeam să ajung până la not Q respectiv și ajungeam cu presupunerea implică acest not Q. Hai să vedem un alt exercițiu care este în felul acesta, unul care are mai multe, îi demonstra puțin mai mult. Fără să am nimic ca în ipoteză, probabil că din cauza că au fost trecute dinspre ipoteză în partea de concluzii, să demonstrez că dacă am Q implică R, totul implică
Not Q implică not P, implică P implică R. Deci vreau să fac demonstrația asta. Ca să fac treaba asta, n-am nimic ca în ipoteză. La primul punct de aici presupun ceva. Ce presupun? Q implică R. Asta este presupunere. Dacă este presupunere, trebuie să fie într-un pătrat. La punctul 2, ce trebuie să fac? Trebuie să demonstrez ce mai rămas din formula mea, adică partea de aici, a doua. Iar ca să demonstrez această implicație, trebuie să presupun ce se află în partea stângă a implicației și să demonstrez ce se află în partea dreaptă. Deci acum trebuie să presupun iarăși not Q implică not P. Este o a doua presupunere și este presupunere în presupunere tot asta. Deci am un pătrat în interiorul pătratului ăsta. La punctul 3, acum vreau să demonstrez ce anume, din faptul că am făcut ipoteza, am făcut și asta că în partea de presupunere și vreau să demonstrez că P implică R. Dacă ați demonstrez P implică R, este o altă demonstrație, o altă implicație de demonstrat. Deci trebuie să presupun P-ul și să demonstrez R-ul. Deci actura asta presupun P-ul, iarăși presupunere. Și dacă în acest pătrat, să zic, la un moment dat ajung la R, înseamnă că o să am P implică R. Și după ce imediat o să am că not Q implică not P, totul implică P implică R, și apoi imediat o să am că Q implică R, implică toată povestea. Ok. Hai să vedem, păi dacă am P-ul ăsta la punctul 3, la punctul 4 pot să-l obțin din P-ul ăsta pot să-l obțin prin not not P. Care este tendința? Vreau să ajung undeva, să pot să ajung la acest R de aici, la presupunerea asta, și pentru asta o să fac undeva din P-ul ăsta, ca să pot să interacționez cu cele care sunt aici, singurul loc în care mai apare este la punctul 2 unde am not P. Vedeți că P-ul și not P-ul sunt negative una față de cealaltă, dar eu ca să am formula efectiv să pot să folosesc, când trebuie să am not ce se află în partea a doua și să folosesc MT-ul ca să obțin not Q, not ce se află în partea a întâia, adică not not Q. Și dacă am obținut not not Q, înseamnă că îl obțin pe Q și dacă am Q implică el, o să găsesc chiar R-ul. Ceea ce mă interesa pe mine să obțin. Deci acum P-ul, obțin pe not not P, din 3 și folosind not not i. La punctul 5, din not not p și punctul 2, de fapt întâi se pune ok, întâi punem implicația și apoi punem not not p-ul. O să obțin prin not not q. Deci din punctul 2 și folosind 5-ul și este mt-ul. Mt. Iar dacă l-am prin not not Q, o să obțin pe Q din 5 și folosind not not E la punctul 6. Dacă l-am pe Q și din punctul 1, din Q implică el, vă spuneam că în interiorul pătratului ăsta pot să folosesc orice regulă din exterior, orice formulă găsit în exterior. Așa, îl obțin acum pe R din 6 din 1 și folosind implică E. Și dacă am obținut pe acest R, este suficient pentru că pot să găsesc acum, la sfârșit, implicația P, ce am presupus aici, la ce am ajuns în partea asta altă, deci am P implică R. Deci la punctul 7 era R-ul, la punctul 8 o să am P implică R. Din intervalul 3 liniuță 7 și folosind regula implică I. Dacă am obținut și chestiunea asta, ce mă interesa? Am presupus asta, am ajuns la concluzia asta, după ce am închis pătratul ăsta, o să obțin la punctul 9, hai să continui aici undeva cu pătratul ăsta din exterior, care m-a rămas, la punctul 9, deci mai am pătratul ăla din exterior, și o să pun obțin la punctul 9, o să obțin că not Q implică not P, totul implică P, P implică R. Din 2 până la 8 și folosim implică I. Și acum am plecat cu cea de aici, am ajuns la cea de aici, la punctul 10 putem să închidem și acest pătrățel, la punctul 10 am de fapt Q implică R, care era presupunerea mea inițială, implică tot ce am la punctul 9. Spun într-o paranteză, not Q implică not P, implică P implică R. Deci, 1 liniuță 9 și folosind implică I.
Asta e așa, destul de complicat, dar să observă că, de fapt, ce am vrut să vedem aici, să observăm că când am o implicație, asta este implicația principală. Întâi presupun ce se află în partea stângă a implicației și încerc să demonstrez ce se află în partea dreaptă. Dacă în partea dreaptă mai am o implicație, iarăși presupun ce se află în partea stângă a acelei implicații și încerc să demonstrez ce se află în partea dreaptă a implicației. Dacă aici mai am o implicație, iarăși presupun ce se află în partea stângă și reușesc să demonstrez ce se află în partea dreaptă. Și dacă reușesc chestiunea asta, să leagă înapoi în șirul respectiv de implicații până când ajung înapoi la realizarea exercițiului inițial. Ia să vedem noi un alt exercițiu pe bucățica asta care au mai rămas aici. Fără să am nimica în ipoteze, dacă am P și Q, vreau să demonstrez că asta implică pe Q și P. 1. Prima oară presupun ce se află în partea stângă a implicației, adică presupun pe P și Q. P și Q. Presupunere. Și pe asta o pun într-un pătrățel din cauza chestii presupunere. La punctul 2. Îl obțin pe P din 1 și folosind și E1. La punctul 3 îl găsesc pe Q din 1 și folosind și E2. La punctul 4 obțin pe Q și P din 3 și din 2 și folosind și I. Închidem acum pătrățelul ăsta. La punctul 5 îl obțin pe P și Q implică Q și P. Din 1 în linuță 5, 1, pardon, în linuță 4 și folosind implică I. Da, aici m-am chinuit ca să scriu pe margine. Ia vedem un alt exercițiu, în placa asta care nu au nimic în partea de ipoteză. P implică P. La punctul 1, P. Presupunere. Pătrățel. Deci, dacă am pătrățelul care l-am deschis aici, pot să-l și închid. Și prima o implică pe ultima. Adică am P, care este a fost prima, o implică pe ultima, care este tot P. P implică P. Din 1 în linuță 1 și folosind implică I. Cam astea sunt chestiile cu introducerea implicației. Deci când vreau să introduc implicația, vreau să o introduc în momentul în care văd că în concluzie am ceva cu implică, ceva implică altceva. Și atunci presupun ce se află în partea stângă a implicației și demonstrez ce se află în partea dreaptă. Și atunci înseamnă că în acest raționament voi ajunge cu concluzia că ceea ce se află în partea stângă implică ceea ce se află în partea dreaptă. Și cam asta este cu tot ce le implică, dar care nu este cea mai grea regulă de până acum, adică e cea mai grea de până acum, dar care nu o să fie cea mai grea de până la sfârșit. Așa, m-am gândit să mai zăbovim puțin asupra regulii astea, că totuși s-ar putea să fie mai complicățică. Și o să iau exemplul ăsta cu P și Q implică ier. Condiția sintactică, P implică Q implică ier. Deci am așa. P și Q implică ier, consecință sintactică. P implică Q implică ier. Ok, hai să vedem. Deci, pentru treaba asta, ca să o realizăm, o să trecem prima oară în ipoteză prima bucățică, cea de aici. După care ar trebui să presupunem P-ul. După ce am presupus P-ul, trebuie să demonstrăm Q implică ier-ul. Dar ca să demonstrăm Q implică ier-ul, ar trebui să avem undeva să presupunem întâi Q și să demonstrăm R-ul. Vedeți că ce vreau să spun este următor, că această problemă de fapt este foarte asemănătoare, dacă nu aș putea spune chiar echivalentă, cu P și Q implică R. Și dacă pun și formula P aici, pot să demonstrez pe Q implică R. Sau pot să spun că asta ar fi iarăși echivalentă cu P și Q implică ier împreună cu P, împreună cu Q, îl obținem pe R. Și de fapt, dacă reușesc să rezolv această ultimă problemă, înseamnă că reușesc să rezolv toate celelalte. Da? Fiecare la un nivel de abstractizare, ca să zic așa. Eu dacă mă uit puțin la mulțimea mea inițială de formule, este asta. P și Q implică ier. Deci aș putea spune că gamma meu este egal cu P și Q implică ier. Și din el trebuie să demonstrez din gamma, trebuie să demonstrez sintactic că am P implică Q implică R.
sau aș putea să mă gândesc altfel. Că din gamma împreună cu P, trebuie să demonstrez sintactic că Q implică R. Sau aș putea să mă gândesc că P gamma împreună cu P împreună cu Q deduc pe R. Și dacă ar fi acum să scriu, deci P și Q și Q implică R împreună cu P împreună cu Q, trebuie să demonstrez pe R, aș pune la punctul 1 ipoteză P și Q implică R, ipoteză, la punctul 2 aș pune P ipoteză, la punctul 3 Q ipoteză, la punctul 4 din P și din Q obțin P și Q, din 2 și din 3 folosind și I, la punctul 5 obțin pe R din 1 și din 4 în ordinea 4,1 și implică E. Și respectiv am ajuns la concluzia la care vreau să ajung, la R-ul meu care e, da, cel de aici și cel de aici sunt unul și același. Dar dacă ar fi fost în mod normal să presupun să rezolv ceva din un exercițiu din partea asta, cum aș fi fost? Aici ar fi fost în loc de ipoteză o presupunere și undeva de la P-ul ăsta aș fi presupus și aș fi ajuns până la R-ul respectiv și aș mai fi obținut un, la punctul 6, un Q implică R, care era în concluzia mea din partea aceea, da? În care aveam ipoteză ceea ce se afla în gamma, P-ul, și respectiv ajungeam până la, cu presupunerea cu Q, ajungeam până la R. Deci undeva, asta undeva sunt exerciții echivalente. Putem, în momentul în care găsesc un exercițiu dintre ăsta, care am o implicație în partea dreaptă aici, cum este cazul de aici, să mă gândesc că, de fapt, ăsta se întâmplă și pot să obțin pe ce am în concluzie aici din ipoteze, dacă reușesc și să rezolv acest exercițiu, adică să obțin pe Q și Q implică R din cele două care sunt în partea stângă ale condiției sintactice. Și respectiv dacă l-am pe asta. Deci undeva să pot jongla cu implicațiile respective, să văd ce sunt în dreapta sau în stânga. În exercițiul celălalt am mers în dreapta, l-am dus din ipoteză în partea dreaptă, dar pot să duc foarte bine și în dreapta. De exemplu, de aici aș putea să mă gândesc să inventez un alt exercițiu de aici, din acest exercițiu, aș putea să mă gândesc să inventez ceva genul P, consecință sintactică, P și Q implică R, totul implică P, Q implică R. A, și sunt, și asta ar putea. Să vedem care sunt regulile cu sau. Regulile cu sau sunt astea trei. Sunt două pentru introducerea lui sau și una pentru eliminarea lui sau. Asta pentru introducerea lui sau. Să uităm puțin mai de aproape de el. Spun cam așa, că dacă am o formulă φ, atunci φ sau ψ va fi adevărat, dacă ne gândim la nivel semantic, din cauza că având o chestiune, un șir care este considerat adevărat, o formulă care este adevărată, când punem sau, putem să punem sau orice altceva. De vedeți că ψ-ul ăsta nu spune nimic despre el și nu ne interesează. Putem să punem acolo ce vrem noi. Chiar și falsă, dacă vreți. Chiar și o chestiune care știm, suntem convinși că este falsă, tot putem să o punem acolo în locul lui ψ-ul ăla. Deci dacă am φ, atunci am și formula φ sau ψ. Și asta se numește sau I1, din cauza că îl introduce pe sau și ceea ce aveam în ipoteză, φ-ul ăsta rămâne pe poziția 1. Sau I2 este similar, numai că tura asta, ceea ce este în ipoteză, o să fie poziția a doua. Ei, când este vorba despre eliminare, este puțin cel mai complicată regula asta, din cauza că dacă am φ sau ψ, și spunem că asta la nivel semantic ar fi adevărată și aș ști că este adevărată, nu pot să trag nicio concluzie din φ sau ψ. Nu pot să-mi dau seama dacă este φ-ul cel care este adevărat, ca să pot să-l trec aici în concluzie. Nici nu știu eu că ψ-ul ar fi adevărat ca să fie trecut în concluzie. Dar putem să facem următoarea supoziție. Dacă cu siguranță asta este adevărată și dacă de la φ-ul ăsta pornind aș putea ajunge la un ψ și la fel de la ψ dacă aș porni, aș ajunge iarăși la același ψ, înseamnă că cu siguranță de la una din cele două, care cu siguranță una dintre cele două este adevărată, voi putea ajunge la acest xi. Vedeți că acum este formula cu sau și avem două presupuneri care trebuie să le facem când demonstrăm formulele când vrem să eliminăm pe sau ăsta. Și trebuie să ajungem tot timpul la o aceeași chestiune care de obicei este ceea ce se află în concluzie. Deci treaba asta cu eliminarea lui sau o să întâmple, o să aveți nevoie de formula asta dacă găsiți în partea de ipoteze o formulă care să aibă simbolul sau. Cam asta este chestiunea cu sau asta. Hai să vedem. Deci avem așa. Dacă am
Fi, atunci am fi sau psi. Ăsta este sau i1. Dacă l-am pe psi, atunci o să l-am iarăși pe fi sau psi. Ăsta este sau i2. Și respectiv, dacă l-am pe fi sau, că am făcut fi mictura asta, fi sau psi, și dacă pot, plecând de la fi, să ajung la xi, și respectiv și de la psi plecând să ajung la același xi, două presupuneri, atunci, cu siguranță, o să am xi-ul ăsta care este concluzia mea. Și asta se numește sau e, eliminarea lui sau. Deci, aceste trei reguli, și hai să vedem și câteva exerciții care sunt cu ele. Primul care este destul de simplu este că dacă am P sau Q, vreau să demonstrez la nivel sintactic că o să am și Q sau P. Ok, primul pas, ipoteză, pun pe P sau Q. Ipoteză. Vedeți că este suficient să-l găsesc pe oricare dintre P sau dintre... Ar fi suficient să găsesc ori pe P, ori pe Q ca să găsesc Q sau P. Dar nu pot să fac chestiunea asta, să găsesc pe unul dintre ele, pentru că dacă eu știu că asta ar fi adevărată de la punctul 1, spun că dacă ar fi, din cauza că calculatorul nu știe chestiunea asta, atunci eu știu că la nivel semantic se întâmplă chestiunea respectivă, că să fie P sau Q adevărat, dar nu știu care dintre ele este adevărată. Dar să nu pot decide că este P-ul. Dacă aș putea decide că este P-ul, aș putea spune imediat Q sau P, să folosesc sau I2-ul, să-l pun pe P pe poziția a doua și să-mi iasă concluzia. Deci la punctul 2 ce ar trebui să fac? Ar trebui să plec cu prima parte din ipoteză și să încerc să ajung la formula din concluzii, din ipoteză, din P-ul, din P sau Q. Asta după aceea să pornesc cu partea a doua din partea asta, din sau asta care știu, să ajung iarăși la Q sau P. Și dacă pot să ajung de ambele dăți la Q sau P, înseamnă că chiar are loc Q sau P-ul. Hai să plecăm. Dacă pornesc cu P, presupunere, atunci la punctul 3 pot să pun Q sau P, folosind punctul 2 și folosind sau I2, pentru că l-am pus pe P pe poziția a doua. Și am ajuns la Q sau P. La punctul 4 presupun pe Q. Și la punctul 5 puneam și pe Q sau P, tura asta folosesc punctul 4 și sau I1 tura asta, pentru că a fost pe prima poziție. Se vede că am plecat, am P sau Q, am plecat cu P-ul și am ajuns la Q sau P, am plecat și cu Q și am ajuns la Q sau P, înseamnă că la punctul 6 avem Q sau P, folosind 1, folosind intervalul 2 liniuță 3 și intervalul 4 liniuță 5 și folosind sau E, eliminarea cărui sau, celui de la punctul 1, cel din partea asta. Vedeți că tura asta, fiul de aici este P-ul, psiul este Q, iar xiul meu la care vreau să ajung este de fapt chiar concluzia, Q sau P. Vedeți că de fiecare dată când am în ipoteză sau ăsta, de fapt xiul meu, cel la care vreau să ajung, este chiar concluzia mea finală la care vreau să ajung. Da? Hai să încercăm să facem acum, dacă am făcut comutativitatea, hai să încercăm să vedem dacă este și asociativ sau dacă putem să demonstrăm că este asociativ la nivel de sistem deductiv. Asta înseamnă că am P sau Q totul sau R și trebuie să demonstrez că am P sau Q sau R. Ia să vedeți aceea ce se întâmplă. La punctul 1, P sau Q totul sau R, în ipoteză. La punctul 2, ce trebuie să fac? Trebuie că, când am sau ăsta în ipoteză, trebuie să încerc să-l desfac. Și o să-l desfac în presupunând asta, și respectiv aceea presupunând cea de-a doua bucată și de fiecare dată încercând să demonstrez ceea ce se află în concluzie, ceea ce se află în partea asta de aici. Ok. Hai să presupun prima oară P sau Q. P sau Q. Presupunere. Asta o să fie presupunerea mai grea. Ca să zic așa. Păi dacă am la P sau Q presupunere, tot n-am obținut mari chestiuni. Pentru că l-am pe P sau Q, dar tot trebuie să-l descompun pe P sau Q. Ar trebui acum să presupun pe P și să încerc să demonstrez iarăși concluzia, pentru că la concluzia asta vreau să ajung în pătratul ăsta interior. Deci dacă plec acum cu P și reușesc să demonstrez asta și apoi plec cu Q și reușesc să demonstrez iarăși asta, înseamnă că pot de la P sau Q să ajung la aceasta din partea asta. Ok, deci dacă am P sau Q, acum presupun P-ul.
cel din prima parte, cel de aici. PU din o să fie presupunere. Acum, din cauza că am PU care este presupus, folosind sau I1, înseamnă că pot să adaug P sau orice altceva. Deci o să fac P sau și acel orice altceva pe care vreau să-l obțin este chiar Q sau R. Nu mă interesează ce pun aici, dar este ceva care mă interesează pe mine. Adică pot să pun orice aici, dar vreau să pun chiar această chestiune care este la concluzie. Și asta este din punctul 3 și folosind sau I1, spuneam. Ok, atât ca să putem să descompunem sau de la punctul 2 și să obținem, vedeți că acum s-a obținut în interiorul pătratului. Nu e ok dacă interiorul pătratului, nu este concluzia finală, trebuie ca să fie obținut în afara pătratului. Ca să obțin în afara pătratului, trebuie ca să am P sau Q, am ajuns la, plecând de la P, am ajuns la această formulă, deci plecând de la primul, am ajuns la Xi. Acum trebuie să plec de la al doilea, de la Q, să ajung la același Xi, tot la ăsta. E, nu e complicat, că dacă presupun acum pe Q, la punctul 5, presupun pe Q, presupunere. La punctul 6 pot să pun Q sau R. Din cauza că am folosit sau I1 peste formula de la punctul 5. Pentru că la acest Q am adăugat orice am vrut noi în partea dreaptă aici. Iar la punctul 7 pot să mai adaug iarăși în față ce vreau eu la această formulă de la punctul 6 și o să-i adaug chiar pe P. P sau Q sau R. Deci, iarăși la punctul 6 și sau I1. Și am obținut iarăși pe P sau Q sau R. Din cauza că am plecat cu P sau Q și de ambele dăți am ajuns la P sau Q sau R, scris în felul acesta, vezi că am plecat cu P-ul și am ajuns la formula asta, am plecat cu Q-ul și am ajuns la aceeași formulă. Și conform lui sau eu ăsta, pot să obțin chiar pe formula asta în afara pătratelor astea de aici. Dar nu în afara pătratului ăsta mare. Deci am ajuns la P sau Q sau R din 2, din intervalul 3 liniuță 4, 5 liniuță 7 și folosind sau E. Deci asta a fost la punctul 8. Și ce fapt ce am făcut aici? Am plecat cu prima parte de aici și am ajuns la concluzia mea. Acum trebuie să plec cu partea a doua, cu R-ul ăsta. Și să ajung la aceeași concluzie și atunci o să pot să scot din pătratele astea două formula care este concluzia mea. Și acum iau, îl presupun tot asta pe R. Presupunere. Și vreau să încerc să ajung tot la concluzia mea. La punctul 10 o să pun Q sau R folosind formula de la punctul 9 și sau I2 pentru că R-ul a rămas poziția a doua. Iar la punctul 11 o să fac P sau Q sau R folosind formula de la punctul 10 și iarăși folosind sau I2 pentru că a rămas poziția a doua, acest Q sau R. Și am ajuns iarăși la concluzii. Deci la punctul 12 putem să aplicăm din prima iarăși asta, formula cu sau E. Considerăm că sau meu este cel de aici. Prima parte de aici, presupunerea asta, m-a dus la acest Xi. Ierul ăsta, a doua presupunere, m-a ajuns la același Xi, înseamnă că concluzia mea Xi-ul ăsta este unul care este corect. P sau Q sau R din 1, din intervalul 2 liniuță 8 și intervalul 9 liniuță 11 și folosind sau E, eliminarea lui sau. Ok. Mai vedem încă unul care este cu sau dintre ăsta și după aceea o să trecem la alt set de reguli. O să încercăm să vedem chestiunea asta, că dacă am P sau Q și R, pot să obțin P sau Q și P sau R. Punctul 1, ipoteză. P sau Q și R. Ipoteză.
Acum, ipoteza din cauză cam sau ăsta între cele două, vedeți că e suficient ca să ajung la concluzie, să ajung doar la una dintre ele, la P sau Q sau să ajung la P sau R. Cu toate că asta o să vedeți că nu pot să ajung doar la una dintre ele, trebuie să ajung la întreaga formulă, cea care se află aici. Pentru că, de fapt, xiul meu ăsta o să fie în momentul în care descompun acest sau. Ok, prima parte, la punctul 2, o să obțin pe P-ul respectiv presupunerei. O să folosesc din sau eu ăla. Și să ajung la concluzie. La punctul 3 pot să pun P sau Q, folosesc sau I1, după care din formula 2. La punctul 4 o să fac P sau R. O să folosesc iarăși punctul 2 și o să folosesc sau I1 din nou. Iar la punctul 5 o să am P sau Q și P sau R din 3 și din 4 și din și I. Introducerea lui și. Și am ajuns la concluzie. Acum pornesc cu partea a doua, cu Q și R. Din ce cauză nu puteam să ajung doar la P sau Q? Să spunem că m-ar fi interesat să ajung doar la P sau Q-ul ăsta. Poate că din P puteam să ajung doar la P sau Q. Deci, de aici puteam să ajung de la P doar la P sau Q. Și dacă ajungeam la P sau Q, puteam să pun. A, nu puteam să pun și altceva. Trebuia să fie amândouă valabile. Deci, trebuie să fie oricum să ajung la amândouă. Deci, oricum nu puteam altfel. La punctul 7, acum trebuie să presupun pe Q și R. Cea a doua parte din sau și să ajung la aceeași concluzie. Deci, presupunere. La punctul 8, o să ajung la Q. Din cauza că la am 7, din 7 și folosind și E1, la punctul 9 îl obțin pe ier, tot din 7 și folosind și E2. La punctul 10 o să obțin pe P sau Q din 8 și folosind sau I2. Am folosit introducerea lui sau și l-am păstrat pe Q-ul ăla de la punctul 8, poziția a doua. La punctul 11 obținem pe P sau R. Din nou își folosim iarăși sau I2 pentru că am introdus ceva pe poziția 1 și el a rămas poziția a doua. Iar la punctul 12 pot să fac și între cel de la poziția 10 și 9 și o să am P sau Q și P sau R. Din 10, 11 și I. Introducerea și. Și am ajuns din nou la aceeași formulă care este în concluzie. La punctul 13 pot să spun că am P sau Q și P sau R din 1, din intervalul 2 până la 5 și din intervalul de la 7 până la 12 și folosind sau E. Și am demonstrat distributivitatea. Sau poate fi distribuit față de și. Hai să vedem și în sens invers, adică pardon, în sensul de distributivitatea lui celălalt. Dacă am P și Q sau R, în felul ăsta, vreau să văd dacă pot obține pe P și Q sau P și R. Pentru că se poate în ELP, în algebra, pornind de la semantica, de la algebra booleană, este valabilă chestiunea asta. Ok, până la punctul 1 o să am așa, P și Q sau R, ipoteză. Punctul 2 obțin pe P din 1 și folosind sau, nu, și E1. La punctul 3 obțin pe Q sau R din 1 și folosind și E2. La punctul 4, din cauza că am sau ăsta, vreau să-l descompun, îl presupun pe Q, presupunere. La punctul 5 o să l-am pe P și Q din 2 și din 4 și folosind și I. La punctul 6, din cauza că la punctul 5 l-am pe P și Q, pot să scriu P și Q sau orice altceva. Și o să scriu P și Q sau, și mi convine mie să pun P și I în partea asta, din 5 și sau I1. Și am obținut ce să aflu în concluzie. La punctul 7 trebuie să presupun acum partea a doua de aici, R-ul. R. Presupunere. La punctul 8 o să am
P și R din punctul 2 în P1 cu punctul 7 și folosind și I. La punctul 9 o să am iarăși P și Q, care este o formulă oarecare, sau P și R, cea pe care o am de la punctul 8. Deci din 8 și folosind sau I2, pentru că ceea ce am introdus la punctul 8 a rămas poziția a doua. Am ajuns din nou la aceeași concluzie, înseamnă că la punctul 10 pot folosi 3 împreună cu 4, intervalele 4, 6 și 7, 9 pentru a trage concluzia că am P și Q sau P și R. Deci din 3, din intervalele 4, 6, din 7, 9 și folosim sau E. Am început cu destul de urât. Ok, încercați și voi să demonstrați în sens invers. Vedeți că am demonstrat așa, în felul acesta, adică dacă P și Q, P și Q sau R, consecință sintactică, formula din partea asta altă. Se poate demonstra și invers, adică consecința invers. Considerați că asta este ipoteza și asta este concluzia. Și pentru o formulă și pentru cealaltă. Deci și aici tot la fel, în sensul ăsta se poate face demonstrația în sens invers. Sper să nu vă ia prea mult timp. Ideea este că aici aveți un sau pe care trebuie să-l descompuneți. Trebuie să presupuneți întâi asta și să ajungeți la concluzia de aici, pe care presupuneți asta și ajungeți iarăși la concluzia de aici. Și înseamnă că ajungeți la concluzia de aici, deci din cele două presupuneri. Aici trebuie să-l descompuneți întâi, din cauza că aveți și întâi obțineți prima bucățică cu P sau Q, pe care descompuneți P sau Q și obțineți concluzia, după care ajungeți la partea a doua, P sau R. De fapt, cred că aici dacă descompuneți P sau Q, nu puteți ajungeți la concluzia asta simplă. Trebuie să descompuneți și pe asta, ca să aveți și R-ul și Q cumva, ca să puteți să obțineți ce se întâmplă în partea a doua de aici. Da, cam astea sunt câteva exerciții cu sau. O să ne mai întâlnim cu el, cu câteva exerciții de genul ăsta, cu sau și mai încolo, puțin ta. Următorul set de reguli o să le tratăm așa, o să le tratăm așa cu toate simultan, mai multe, cele care au mai rămas de aici din sistemul deductiv. Vezi, de obicei, sau nu de obicei, sunt reguli care țin de negații sau de obținerea negației sau de eliminarea negației sau o chestiune ajutătoare care este cu falsul ăsta. Deci cea care este aici, prima de la nod, este dacă presupunem un fi și ajungem la ceva care este fals, simbolul ăsta care arată ca un T răsturnat cu sus în jos, înseamnă fals. Deci dacă am presupus fiul ăsta și am ajuns la ceva fals, înseamnă că presupunerea mea sau tot raționamentul care se bază pe acest fi este incorrect. Înseamnă că acest fi este de fapt fals, dacă stau și mă gândesc la nivel semantic, și de fapt la nivel semantic ar însemna că not fi este adevărat. Deci asta este introducerea lui not introduction. Cum poți obține pe acest bottom, acest T răsturnat fals, deci bottom se numește, dacă l-am în același timp și pe fi și pe not fi, poți să-l obții pe bottom. Ei, acum, în mod normal, ar trebui ca să nu pot obține pe acest bottom decât în cadrul unei presupuneri. Pentru că dacă îl obțin în afara unei presupuneri, deci în afara oricărui pătrat, atunci înseamnă că premizele la care am plecat, ipotezele sau mulțimea, gama de formule care sunt inițiale, de fapt se autocontrazic. Pot crea doar ceva fals, deci o chestiune care se poate întâmpla chestiunea asta, sau se poate însemna iarăși că sistemul meu deductiv este incorrect, adică vă spuneam la început despre corectitudine, că un sistem deductiv este corect dacă nu pot deduce în același timp și corectitudinea și falsitatea și adevărul în același timp, adică și o formulă fi și o formulă not fi. Deci de obicei formula asta care este în partea asta ar trebui să fie obținută după ce am făcut o presupunere sau în cadrul unei presupuneri. Iar dacă am fals, după cum știți, fals implică orice, și din cauza asta pot spune că dacă am fals, pot să scriu orice formulă vreau după ea, pentru că nu contează. Avem 0 implică orice la nivel semantic. Deci, iarăși, ca și sintactic, avem regula asta, din bottom pot obține orice fel de formulă și se numește eliminarea lui bottom. Da? Și se obține orice altceva. Ok. Hai să vedem acum o serie de exerciții. În primul rând o să scriu formulele astea. Deci prima dintre ele era introducerea lui not în care presupuneam pe fi
ajungeam la bottom și din cauza că am ajuns la bottom înseamnă că presupunerea mea inițială fi este falsă și atunci înseamnă că not fi este adevărat la nivel semantic. La nivel sintactic trebuie să ținem cont doar de faptul ăsta, că dacă în presupunez la fi și ajung la un bottom, atunci este not fi-ul ăla. Și asta se numește not i. Ca să-l elimin pe not, trebuia să am pe fi și pe not fi și elimin acest not de la not fi și o să-l obțin pe bottom și se numește not e, regula. A doua formulă. Și a treia formulă este eliminarea lui bottom. Dacă l-am pe bottom, pot să trag orice concluzie. Fi se numește bottom e, eliminarea lui bottom. Și astea sunt ultimele patru care formează sistemul nostru deductiv. Ok, hai să încercăm să vedem câteva problemuțe dintre astea, să vedem cum le rezolvăm. Acum că știm toate regulile astea, putem să ne folosim și de ele. De exemplu, prima problemă este că dacă am not P sau Q, pot să obțin P implică Q. Hai să vedem cum facem treaba asta, asta este primul exercițiu. La punctul 1, scriu not P sau Q, în ipoteză. Acum, la punctul 2, din cauza că în concluzie am o implicație, am pe P implică Q, trebuie să-l presupun pe P. Dar după ce l-am presupus pe P, trebuie să descompun și sau din partea asta. Deci în presupunerea asta în care P o să fie valabil în cadrul întregii presupuneri, o să trebuiască să presupun pe rând not P-ul și apoi pe Q-ul ăsta și de fiecare dată o să vedem ce o să se întâmple. Vreau să ajung de fiecare de fapt la Q. Dacă am presupus pe P și vreau să ajung la acest Q din partea asta. Ok. Deci P și scriu întreptul presupunere. Și acum, ca să descompun pe sau respectiv, o să presupun prima oară not P. Presupunere. Din cauza că am și P și not P, folosind regula asta, deci de eliminarea lui not, deci am P-ul și not P-ul, în cadrul ăsta, în interiorul lui 3, pot să scriu simbolul bottom. Deci la punctul 4 scriu bottom din 2, din 3 și din not E. Și din cauza că l-am pe bottom-ul respectiv, pot să obțin orice. Și ce anume vreau să obțin? Vreau să obțin pe acest Q. Deci o să scriu Q acum. Din punctul 4 și folosind bottom E. Punctul 5 este asta. Deci am plecat cu P-ul, am plecat cu prima parte din sau ăsta, acum trebuie să am tot în cadrul ăsta cu P-ul, în care P-ul este valabil, trebuie să plec cu partea a doua, cu Q-ul ăsta, și să văd că ajung iarăși la Q. E, păi dacă plec cu Q și ajung la Q, vă dați seama că nu este foarte complicat. Q, presupunere, am plecat cu el, am și ajuns cu el, am ajuns la Q. Iată că am plecat cu not P, am ajuns la Q, am plecat cu Q și am ajuns iarăși la Q, înseamnă că concluzia este Q. De unde? Din 1, din intervalul 3 liniuță 5 și de la 6 la 6, să zic așa, și folosind sau e. Am eliminat sau cel care s-a aflat la punctul 1. Deci am obținut pătratul ăsta și acum la punctul 8, ce pot să obțin? Că P-ul cel care este la punctul 2 implică pe cel care e pe Q-ul de la punctul 7, adică am P implică Q din 2 liniuță 7. Și folosind implică i, ca asta am făcut, de fapt am introdus pe implică. Deci, un prim exercițiu este ăsta de aici. O să vedem apoi și ca cum se face și în sens invers, adică plecând de la P implică Q, să-l ținem pe not P sau Q. Ok, hai să vedem un al doilea exercițiu. Dacă am pe P implică Q, și P implică not Q, nu prea are cum să se întâmple chestiunea asta, adică dacă P-ul este fals. Atunci înseamnă că, de fapt, not P-ul este cel care este adevărat. Hai să vedem dacă putem să facem chestiunea asta și la nivel sintactic să o demonstrăm. Păi la punctul 1, P implică Q, îl punem în ipoteză. La punctul 2, punem P implică not Q în ipoteză. La punctul 3,
Tura asta ce trebuie să facem? Ar trebui să vedem cum putem să ajungem la not P. Prin la not P-ul ăsta ar putea să ajungem dacă l-aș presupune pe P și aș ajunge la ceva care să fie contradicție. Și atunci înseamnă că de fapt not P-ul este cel care este adevărat. Pe la punctul 3 înseamnă că presupun pe P. Presupunere. Și probabil că o să folosesc în final formula aceea cu not I, cea din partea asta. Pentru că o să fac, vedeți că în momentul în care am în concluzii not o formulă, presupun formula care a rămas și ajung undeva la bottom. Și atunci înseamnă că o să trag concluzia not formula respectivă. Cam așa funcționează chestiunea asta. La punctul 4, dacă l-am pe P la punctul 3 și am P implică Q la punctul 1, înseamnă că o pot să obțin pe Q. Deci din 3 și 1 și folosind implică E. La punctul 5, din 3 și din 2 tura asta și folosind tot la fel implică E, o să obțin pe not Q. Și acum la punctul 6, din 4 și din 5 și folosind eliminarea lui not, obțin pe bottom. Deci bottom din 4, din 5 și din not E. Și acum dacă l-am obținut pe bottom ăsta, înseamnă că presupunerea mea că dacă am plecat P-ul respectiv este incorrectă. Adică aplic care formulă? Cea care este aici cu not I. Intervalul este 3-6, am plecat cu P, am ajuns la bottom, înseamnă că trebuie să obțin la sfârșit pe not P. Și la punctul 7 am not P. Din 3.6 și folosind not introduction. Am introdus pe not. Vedeți, deci când în concluzie am ceva care este cu not, încerc să demonstrez contrar. Deci încerc să plec la presupunerea asta că este P-ul ar fi adevărat și de fapt ajung la o chestiune la fals. Deci aș putea să mă gândesc că exercițiul ăsta ar fi echivalent cu treaba asta. P implică Q, P implică not Q, P și să obținem pe bottom tura asta, da? Să obținem la nivel sintactic pe bottom. Deși, na, asta v-am spus, că ar trebui, în mod normal, să nu am ipoteze care să autocontrazic și să obțin, să pot să-l obțin pe bottom aici, da? Hai să mai facem un alt exercițiu. Dacă l-am pe P implică Q și l-am și pe not Q, atunci pot să obțin pe not P. Păi, la punctul 1 scriu P implică Q. Ipoteză. La punctul 2 îl scriu pe not Q. Ipoteză. La punctul 3, din cauza că trebuie să-l obțin pe not P, în final aici, mă gândesc că ar trebui să-l presupun pe P și să ajung la bottom. Hai să fac chestiunea asta. Presupun pe P. Presupunere. La punctul 4, păi din 3 și din 1 pot să trag concluzia că ajung la Q. Deci îl pun pe Q din 3, 1 și implică E, era regula. La punctul 5, din cauza că la punctul 4 l-am pe Q, la punctul 2 l-am pe not Q, ajung la bottom. Deci din 4, din 2 și din not E se numea regula aceea care e scrisă acolo a doua, în partea de sus. Ok. Din cauza că am ajuns la bottom, înseamnă că probabil ce am folosind regula, prima regulă care este scrisă aici, introducerea lui not, pot să scriu un not ceea ce este la punctul 3. La punctul 6, deci o scriu un not P din cauza că am 3.5 și folosind regula not I. Dacă vă uitați puțin la acest exercițiu ultimul care a fost aici, ce regulă am folosit? Am folosit not E, am folosit implică not E, implică E, not I și astea sunt singurele reguli pe care le-am folosit. Și de fapt ce am demonstrat? Dacă vă uitați la exercițiul aici, este chiar MT-ul. Da? Pentru că MT-ul spune așa că dacă am fi implică psi și am și not psi, atunci obțin pe not fi. Ăsta era MT-ul. Și după cum observați, au fost demonstrat acum și nu am folosit decât reguli care sunt altfel decât cele care am spus că sunt suplimentare. Hai să le vedem și pe celelalte reguli care sunt suplimentare și cum pot ele fi demonstrate. Deci, MT-ul este cel care deja l-am demonstrat folosind celelalte reguli. Hai să le vedem și pe celelalte. Avem așa. Some useful derived rules. MT-ul care tocmai am demonstrat-o. Hai să încercăm să demonstrăm not not i,
folosind orice altceva în afară de regulile care sunt aici, în partea asta de zona regulilor derivate. Păi, hai să vedem, not not eu. Cum era not not eu? Spune așa, că dacă am P, trebuie să-l obțin prin not not P. La 1, scriu pe P, din ipoteză. La punctul 2, ca să obțin not ceva, acest ceva l-am în circuit aici, este fiind not P, trebuie să presupun acel ceva. Not P și să ajung la o contradicție. De ce să l-am presupus? Am presupus partea asta. Dacă cumva ajung acum în presupunerea asta la bottom, înseamnă că această presupunere este incorrectă. Și trebuie să ajung la... Și evident că ajung la bottom din cauza că am punctul 1 și punctul 2, obțin imediat bottom-ul făcând not e, se numește din 1 și din 3. Din cauza că am ajuns la bottom, înseamnă că la punctul 4 pot să trag concluzia că de fapt această presupunere not p este incorrectă și pot să-i pun în față încă un not. Și din cauza o să am not not p din 2 liniuță 3 și folosind regula de... Care era regula asta? Not i-ul ăsta, da? Not i. Ok, deci asta este demonstrația că dacă înlocuiți acum fi, not not fi, dar ăsta era cea care era not not introduction. Am demonstrat-o pe MT, am demonstrat-o pe not not i, hai să demonstrăm pe asta PBK, proof by contradiction. Care, mă rog, n-am spus-o clară despre ea, dar spune cam așa, că dacă am presupus not fi și am ajuns la bottom, de fapt înseamnă că fi este realitatea, da? Și asta se numea PBK, Proof by Contradiction, de asta vine PBK. A, încă o chestiune, vedeți că pentru că n-am demonstrat not not i, n-am folosit decât not e și not i, n-am folosit. Deci, regulile care n-am voie să le folosesc sunt cele care sunt adiționale, adică MT-ul n-am voie să le folosesc, n-am voie să folosesc not, not, i. În demonstrațiile astea n-am voie să folosesc PBK și nici regula aceea care se numește LEM, care, despre care n-am ajuns încă să vorbim. Deci, asta nu am voie să le folosesc în aceste demonstrații. Și la MT ați văzut că n-am folosit niciuna dintre ele, iar și pentru not, not, i n-am folosit niciuna dintre astea de aici. PBK-ul este cea care e aici și tot la fel nu trebuie să folosim niciuna dintre regulile care sunt acolo în pătratul ăsta. Păi, pentru chestiunea asta să facem așa. Dacă am not P în ipoteză, ar trebui ca să pot să demonstrez P. Ok, 1, not P, ipoteză. Nu, este fără pătrat. M-am gândit puțin înainte și din cauza asta am pus pătratul ăsta. La punctul 1, not P este în ipoteză. La punctul 2, acum, o să presupun, dar nu o să presupun, nu o să presupun P, o să presupun not not P-ul. Deci iau not not P și le iau ca o presupunere. La punctul 3, m-am încurcat în demonstrația asta că n-am cum să demonstrez din not P că l-obțin pe P. Asta era oricum imposibilă chestiunea asta. Dar de fapt, cum este exprimată, cum ar trebui să exprimăm pe PBK-ul ăsta, ar trebui să mă gândesc în felul ăsta. Dacă am not P implică bottom-ul, că de fapt asta se întâmplă în pătrățelul respectiv, atunci din asta pot să demonstrez că se întâmplă P-ul. Ok, la punctul 1, în ipoteză, am not P implică bottom, deci în ipoteză. La punctul 2, cel de aici, trebuie să presupun not P-ul ăsta. Deci presupun not P-ul, fac presupunere. Chiar dacă este puțin anapod, dacă în partea dreaptă concluzia nu conține niciun not. La punctul 3, din cauza că am not P, cel de aici, înseamnă că pot să obțin în presupunerea mea, pot să obțin pe bottom. Adică
din 2 și din 1 și folosim din plic E. Iar acum, din cauza că am folosit bottom, înseamnă că presupunerea mea a fost incorrectă și la punctul 4 pot să spun că am not P din 2 liniuță 3 și folosind not I, introducerea lui not. Deci, acum din punctul că am not P, la punctul 5 pot să folosesc eliminarea lui not și să am direct pe P din 4 și not E. Deci chiar și n-am folosit niciuna dintre reguli de aici, IMT, not I, PBC și LEM. Am fost doar implică E, not I și not E. Dar, da, așa trebuia scris la început, pentru că asta, de fapt, este o implicație de la asta, de la o formulă not P la bottom, ca să zic așa. Ultima care era pe aici este lemul, cea care este în partea asta și care spune că dacă, fără să am nimic în ipoteză, poți să obțin pe fi sau not fi. Și LEM ăsta vine de la legea excluderii mutuale, law of mutual exclusion. Deci dacă am, fără să am nimic ca în ipoteză, obțin pe P sau not P. Sau dacă trebuie să scriu ca și regulă, ar trebui să scriu ceva din așa. Fi sau not fi, L, E, M. În felul acesta se scrie. Ok, deci cum demonstrez fără să am nimic ca în ipoteză că am P sau not P? Păi pentru asta nu pot să fac decât să neg bucățica de aici și o să fac undeva, o să încerc să presupun negata și să văd dacă ajung la o contradicție. Și dacă ajung la o contradicție, o să ajung cu not-not contradicția și o să reuș... dacă ajung la bottom, înseamnă că ajung not-not contradicția și o să pot să ajung la formula respectivă. Că n-am ce să-i fac altceva. Vedeți, dacă era cu not, îmi dădeam seama din prima că ies, pot să fac ceva. Dacă aveam ceva în ipoteză, puteam să descompun ceva ce am acolo în ipoteză. Aici nu pot să obțin din prima doar P-ul sau să obțin din prima not P-ul. Deci singura posibilitate este ca să aplic negația către pe formula asta. Și la punctul 1, deci o să fac P sau not P și o să fie o presupunere. Ăsta este unul dintre exercițiile care mi se pare cel mai ciudat și dificil, da? Dar trebuia să-l presupun negat, spuneam, da? Că vreau să ajung la bottom și dacă să ajung la bottom trebuie să-l neg pe asta prima oară. Ca după aceea să ajung cu not ăsta. Ok. Dar dacă l-am presupus pe ăsta, ce ar trebui să facem acum? Aș putea să presupun pe, să zic, pe unul dintre cele două, P sau not P. Hai să spunem că presupunem pe not P. Not P și îl pun la tot ca presupunere în interior aici. O să vedem ce cauză, că dacă am not P acum ajung la not la P sau not P folosind acel not P de la punctul 2 și folosind sau I2. Am introdus pe sau și l-am folosit pe la poziția a doua. Și acum de la punctul 3 și de la punctul 1 ajung la bottom. Deci ajung la bottom aici din 1 3 și folosind parcă era not yes se numea formula. Dacă am ajuns la bottom aici, înseamnă că ceea ce am presupus eu aici este incorrect și, de fapt, la punctul 5 obțin negatul ceea ce era la punctul 2, adică obțin chiar pe P. Interesant este că P-ul ăsta acum îl obțin în afara pătratului ăsta în care am făcut presupunerea interioară și, deci, l-am obținut din 2 liniuță 4 și folosind not, faptul ce obțineam not P, da? Not I se numește formula. La punctul 6 acum folosesc din not P, folosesc ca să obțin pe P, îl folosesc punctul 5 și folosesc not EU. La punctul 7 din cauza că am P-ul, pot să obțin pe P sau not P din 6 și din sau I1. Și acum ce am la punctul 7, întâi iarăși în contradic cu ce am la punctul 8, ca la punctul 1 și acum la punctul 8 o să obțin de fapt iarăși bottom-ul din 7 și 1 și folosind iarăși not eu. Și am terminat și pătratul de aici și înseamnă că ceea ce am presupus la punctul 1 este greșit. Deci la punctul 9 aș avea not chestiunea de la punctul 1, adică not P sau not P. Deci din 1 liniuță 8 și not introduction. Și acum nu mai rămâne decât să eliminăm pe not-notul respectiv. La punctul 10 o să am P sau not P.
din punctul 9 și folosind not. Deci în felul ăsta am putut să demonstrez și lemul. Deci, hai să mai uităm o dată la sistemul deductiv care este complet. Deci avem regulile pentru și, sunt trei reguli, pentru sau, sunt alte trei reguli, asta e destul de greu de folosit. Pentru implicații, una de introducere, una de eliminare și eventual MT-ul ăsta care mă ajută să elimin iarăși cumva implicația. Pentru not sunt cele, eu aș spune că sunt grupa asta de trei reguli de aici, dar poate chiar patru cu not eu ăsta. Și ele sunt cam utilizate pentru not. Și avem pentru și, pentru sau și pentru implicație și pentru not. Și sunt adiționale, sunt asta MT-ul care este modus tollens, proof by contradiction care presupun contrara ce vreau să fac și demonstrez la fel și că de fapt contrara este că ceea ce vreau să fac este bine. Am not introducerea asta în not și respectiv mai am lemul care este, să știți cum ajută și lemul ăsta uneori și chiar o să încercăm să facem acum o problemă care să folosească lemul ăsta în următorul episod de fapt. Așa, hai să vedem cum folosim lemul. Și pentru asta voi încerca, am demonstrat mai înainte puțin într-un că avem, dacă avem not P sau Q, putem să-l obținem pe P implică Q. Să încercăm acum să vedem dacă se poate face și în sens invers, adică de plecând de la P implică Q, să obținem P, not P sau Q. La punctul 1 o să scriem ipoteza, P implică Q, am ipoteză. La punctul 2 o să folosesc chiar lemul ăsta. Lemul, vedeți că n-am nevoie de ceva care să mă folosesc de ceva înainte, dar nimic ca în premiză este un adevăr sau este o formulă care este by default adevărată. Deci pot spune aici, de exemplu, P sau not P din lem. Și acum să încerc să descompun acest P sau not P și în momentul în care o descompun în P, o să-l obțin pe Q, din cealaltă parte. Când și dacă îl obțin pe Q, poți obține și sau din concluzii. În momentul în care am reușit să-l descompun și îl pun pe not P, în descompunerea mea, iarăși obțin concluzia. Deci la punctul 3 îl pun pe P, presupunere. Deci încerc să aplic peste acest sau de la punctul 2, încerc să aplic un sau eliminarea lui sau. Deci P, presupunere. La punctul 4, din cauza că am P și P implică Q, poți obține pe Q. Deci din 3 și 1 și implică E. Iar la punctul 5, din cauza că am pe acest Q de la punctul 4, pot să scriu not P sau Q. Not P sau Q. Deci din punctul 4 scriu sau I2. Asta este o primă parte care mă ajută pentru eliminarea lui sau asta de la punctul 2. Iar a doua parte trebuie să pornesc cu not P-ul ăsta și să ajung iarăși la aceeași concluzie, cea de aici. La punctul 6 o să spun not P, iarăși presupunerii. La punctul 7 am not P sau Q din punctul 6 și folosind sau I1. Iar la punctul 8, din punctul 2, hai să mai sus, din 2, din intervalul 3 liniuță 5 și 6 liniuță 7 și folosind sau E, obțin de fapt pe not P sau Q, care vreau eu să-l obțin. Și în felul ăsta se demonstrează și în sens invers formula asta cu not P sau Q implică sau este echivalentul cu P implică Q și se poate deci și la nivel sintactic demonstra chestiunea asta. Vedeți că orice chestiune care vă gândiți că ați putea să demonstrați la nivel sintactic, semantic, la nivel semantic cum ați putea să faceți demonstrați că cele două sunt adevărate, că cele două sunt echivalente, asta cu asta. Vedeți că ele sunt echivalente pentru că din prima am extras pe a doua, din a doua am extras pe prima. La nivel sintactic se face cu demonstrația asta și cu demonstrația care v-am făcut-o mai devreme. N-ar putea să o repet aici undeva. Punctul 1 am not P sau Q. La punctul 2 am P-ul care este presupunerea. Din cauza că am
presupunerea asta, și acum not P sau Q vreau să-l descompun, la punctul 3 o să-l presupun prin not P presupunerei, deci mă ajută ca să descompun sau de la punctul 1. Din cauza că am P și not P la punctul 4, o să pot să pun aici bottom din 2 și 3 și din not E, se numea regula. Și vreau să ajung la Q respectiv, pentru că am presupus P-ul de la punctul 2, trebuie să obțin Q. Am ajuns la Q-ul ăsta din punctul 4 și din bottom E. Așa vă spuneam, la punctul 5. La punctul 6 trebuie să presupun cealaltă parte din sau de la punctul 1, adică să-l presupun pe Q. Vă spuneam că este suficient să-l pun pe asta într-un pătrățel și presupunerea mea este completă. Deci este presupunere, da? Și acum de la punctul 6, din 1 și din intervalele 3, 5 și 6, obțin chiar pe Q. Deci din 1, din intervalele 3, liniuță 5 și din 6, liniuță 6 și folosind sau E. Îl obținem pe acest Q. Și din cauza că am plecat cu P-ul de la punctul 2 și am ajuns la Q-ul de la punctul 7, înseamnă că la punctul 8 am P implică Q. Deci dintre 2, liniuță 7 și folosind implică I. Ei, iată că la nivel sintactic am reușit să demonstrez și într-un sens și în altul această formulă. Dacă ar fi să fac asta la nivel semantic, cum aș face chestiunea asta? Face P, aș face Q, deci asta e la nivel semantic, da? Acum demonstrez că P implică Q, semantic, not P sau Q, și în același timp demonstrez și când not P sau Q, semantic, P implică Q. Deci am pe P, îl am pe Q, valorile posibile sunt 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 și 1, 1. P implică Q are tabelul de debord ca fiind 1, 1, 0 și 1. Not P este 1, 1, 0, 0. Not P sau Q este 1 de aici, 1 de aici, 0 din cauza că am 0 de aici și cu 0 de aici sau între ele mi-este 0 și 1 din cauza că am 1 de aici sau 0 din partea asta sau de mi-este 1. Și după cum se observă, cele două coloane de aici sunt egal, într-adevăr, înseamnă că la nivel semantic P implică Q este tare echivalent cu not P sau Q. Da, dar nu despre asta semantic era vorba, ci despre partea de sintaxă. Vedeți că ce poți demonstrezi la nivel semantic, poți demonstrezi și la nivel sintactic folosind sistemul ăsta deductiv pe care tocmai l-am explicat cu S de 0, asta deducția naturală. Și cam asta a fost totul pentru S de 0 ăsta, S de 0, pentru LP-ul ăsta, deci pentru logica propozițională, pentru logica de predicat de ordine întâi, mai avem de adăugat niște formule cu oricare și cu există. Sunt 4 formule acolo și se bazează în principal pe ce s-a întâmplat în LP-ul ăsta. Deci dacă înțelegeți foarte bine ce se întâmplă cu sistemul deductiv ăsta S de 0 la nivel de LP, nu o să fie probleme pentru LP-ul. Cam atât.